Sofle, a grea bătălie. Sunt frânt, frânt. Mi se închid ochii de oboseală. Da, Măria ta, îți dai seama că și pe mine mă ustură ochii, că 10 ore m-am uitat prin binoclu de la 20 de kilometri cum vă bateți ca proști. Ce ai zis? Cum vă bateți ca... cu proști. Cu proști, Măria. Proști. Cu proști ăia de turci, că și proști, că și le-am zis... Bă, turcilor, dacă aveți chef, veniți, mă, la mine, mă, lăsați-l pe Măria ta, că aveam chef de tăia niște căpățâni, Măria. Gata, da. Gata. Gata, ho. Oh. Da, Măria. Hai că vreau să dorm. Te rog să nu mă deranjeze nimeni. Bine, Măria, da. Ușor, băi, băi, liniște, cetate. Liniște, că doarme Măria sa! Să vă fie clar! Bă, boule, nu mai jumuli, bă, găina, că... Trântești fulgii de găină și-l trezește pe vodă! Gata! Ajunge, gata! Gata! Gata, hai! Au! 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 Ce mai ai, băi, ermofle? O pisică, Măria ta, tropăia îngrozitor. Gata, hai, culcă-te și tu! Mă culc, Măria ta, mă culc! Dorm! Ce somn îmi e. Mâine dimineață când mă trezesc, primul lucru, tai capul Moflea. Somn ușor, băier Moflea, vise plăcute. Vise plăcute, Măria ta, sper vise plăcute. Îndurare, luminăția ta! Așa, 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 zi că-mi place, zi, bagă acolo. Ce, ți-ai terminat repertoriul de milogeli? Hai, bagă! Nu mai știu ce să spun! Asta e, tăiați-i capul. Popața-și picioarele tale și mânușițele tale. N-ai pic de demnitate, mă! N-am demnitate! Sunt un nemernic! Așa, așa, așa. Sunt o scârnămie! Așa, așa, așa. Sunt o drosofila melanogaste! Așa, așa. Am auzit că te dai mare viteză, hă? Nu eu, nu eu! Boier Moflă, da, cel mai mare! Da, 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 da. Eu sunt un laș, așa, un nemernic! Nemernic, laș, zi! Hai, bagă, că trebuie să scoatem un CD-ul cu tine! Yes, yes, yes! Ce, Boier Moflă, ce ai visat de te bucuri așa? Nu, Măria ta, din potrivă! Nu, nu, eu... Am visat de fapt că îndurare, gheaurule, stu nemernic și un ticălos. Sunt o jigodie mai mare ca Boier Moflea. Nu merit să calc pe urmele tale, biruitorule. Stai liniștit, Boier Moflea, nu-i decât un vis. Știu că, din păcate, n-are cum să devină realitate, dar poate că unele vise sper să devină realitate. Valahule, să știi că am să te târăsc de coada calului meu prin toată Valahia. Nu! Nu-mi place Valahia, târăște-mă prin Asia și prin blondii. O să-ți dau o șansă să te reabilitezi. Ca să nu mă terești de coada calului, măcar nu-l lăsa să pască. Alunec pe balegă și îmi produc leziuni la cutia craniană a cortexului. Fii atent, Valahule, o să-ți dau o șansă să te reabilitezi. Eunuc, vino cu aici. Auzi, sultane, dar cine e băiatul? Mă numesc Astratin Hoxha. Încântată de cunoștință. Bine. Hai, dai-o de aici, că dacă îți trag una în biluțe... Ce glumă, ce glumă! Asta e glumă? Crezi că e glumă? Da! Ia uite!
Ia să te văd, valahule, ce poți. Hai un scan de merg. Să începem cu stânga. Ia să te văd cu dreapta, poți, ia. Cred că o să ai noroc cu dreapta. O să am noroc. Dacă nici în visul meu nu te puneam, înseamnă că eram prost rău de tot, adică nu. Ești puternic, ești cel mai puternic, sultane. Dăruiește în viața. Ce? Viața mea? Du-te, bă, dracu, de aici. Nu. A mea? Nu mă omori. Ăsta e ton? Nu mă omori? Nu-mi place tonul tău. Schimbă. Nu mă omori! Mare. E bine așa? E bine așa, e mare interpret. Stai un pic. Eunucule, vino face. Știi ce ai de făcut, da? Toporul, mâna dreaptă, piciorul stâng, da? Nu mie! Ce mai e buier, mufle? Iar mă trezi. Măria ta, am avut un coșmar. Se făcea că eram la turci, Măria ta. A, și de-aia urli. Ți-am spus să nu te întorci cu spatele la ei. Nu, Măria ta. Se făceau că mi-au tăiat un picior și o mână, Măria ta. Mâna cu care fur din visterie? Nu, Măria ta, ce-i da, nici chiar așa de coșmar mare. Hai la altă. Ce, erai și matale în vis, Măria ta. Zău? Da. Și iar ți-ai bătut joc de mine, ca de obicei. Da, nu. Nu, Măria ta, ce naiba, atât de mult mi-a plăcut cu câtă demnitate îmi pupai picioarele. Care picioare? Astea? Nu, Măria ta, hai potolește, Măria ta. Nu, a fost vis, Măria ta. Crezi în vise, Măria ta, nu se poate. Păi nu, dar știi, și eu am avut un vis. Da, Măria. Mă, se făcea că mă tâmpisem. Da. Și tu erai mai deștept ca mine. Alo, Măria ta? Trezește-te, ăsta nu e vis, e realitate, Măria ta. Iată-mi. Și veneau o mulimă mare și toți deștepții mureau și scăpau numai tâmpiții. Ce-ai, băi, mă, plalo? Ce-ai, mă, ești tâmpit? M-am tâmpit rău de tu, Măria ta. Ai câte puta, guanga. Și atunci deștepții, înainte de mulimă, ca să nu lase țara pe mâna tâmpiților, i-au omorât pe toți tâmpiții. Da, nu, băi, Măria, stai mă că nu mai înțeleg nimic. Tâmpiți, băiat, tâmpiți, mai te ia cine? Nu mai înțeleg nimic din episodul ăsta. Te rog frumos, eu nu cred în vise, Măria. Sigur? Sigur, Măria. Atunci hai să dormim. Hai să nu dormim. Mai există vise, dormim. Dormim, Măria. Așa. Bună! Sunt castrat în Hoja! Măria ta! Măria ta, nu e vis, e realitate! E vis, boier mofla, termină! Da! Știi ce ai de făcut? Mâna și piciorul! Da! Nu! No! Măria ta! Nu mă duce! Nu te duce pe la Victorie! 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 Taci, dracu din gură. Nu te mai da tu mare atâta victorie, că știe toată lumea că ai pierdut bătălia, așa că nu mai... Cine l-a spus că am pierdut bătălia? Nimeni, Măria ta, nimeni. Cineva? Să-mi spele sabia, poftim. Păi ce, eu sunt cineva, eu sunt nimeni, Măria ta. Ah, deci tu le-ai spus, băiar moflea. Ce? Nu, Măria ta, eu din potrivă, ce era să facă? M-au întrebat ce a făcut Măria sa la luptă și eu le-am spus ce să facă, ce a făcut Dinamo la Ceahlău. Ah, da? Da. Deci m-ai făcut de râs.
Nu, Maria ta, din potrivă, te-am și lăudat. Ia uitați-vă, bă, ce are vodă pe cizmă, numai creier, și sunt creier de turci, nu de la Maria sa, că de unde? Trebuie să mă duc să fac o baie, hai să-mi ții prosopul. Da, de 20 de ani îi țin prosopul, când a venit vremea să-i țin și lumânările. Ce ai zis? Nu, Maria, adică ți-am modernizat baia, Maria, în sensul că dacă o să intri în baie, o să vezi ce strigă lumea, trăiască moflea voievod. Da. Modernizat baia? Da. Ah, iar mi-ai pus curent pe clanță, nu, știu. Nu. Maria, dar cum să spun curent pe clanță? Nici nu s-a inventat curentul, Maria. Tu ai fi în stare să-l inventezi, numai să mă vezi mort? Nu. Maria, cum să inventez eu curentul pentru atâta lucru când există o travă? Hai la baie, hai. La baie, imediat. Azi, trebuie să mă spăl. După fiecare bătălie trebuie să te speli, boier mofle. Așa fac și eu, Maria ta, să știi. Păi tu n-ai mai fost la bătălie de 10 ani. Păi de asta nu mă duc, Maria ta, că dacă nu găsesc apă caldă după aia. Unde sunt ligianele, cănile? Păi nu, Maria ta, nu ți-am spus că am modernizat baia, am făcut-o cu duș, cu comandă vocală, Maria ta. A, da? Da. Ia să vedem noi. Da, Maria ta. Și cum se pornește? Strigi, dați-i drumul! Dați-i drumul! A, ce mișto! Așa. A, ce călduță e! Da. Și cum se oprește? Cum se oprește? Strigi, încheiați-vă! Încheia... Bune simțitule! Da, da, Maria. Vrei să spar capul acum? Nu, Maria, dar îți dau un săpun? De săpunul. Îți dau imediat aici. Adică nu, lasă, că m-am vreo 20 pe aici pe jos. Nu, alea nu sunt pentru spăla, Maria ta, e să alunești pe ele, spargi capul, strige lumea, trăiască moflea voievod. Ce tu zici acolo? Nu, Maria ta, nu ziceam nimic. Eu plec, că mă strigă soția matale care are puțină treabă cu mine, să o ajut. La ce să o ajut? La treaba aia, la care văd că matale nu prea pot să o ajut. Adică l-a spălat, nu? L-a spălat, mă duc să spăl scutecele. Ce, ia, da. Ce scutece, pentru cine? De asta mă și grăbeam, Maria, da, hai. Ia, vină, Ce, Maria? Așa, ia treci tu în baie, hai. Deci, nu, eu sunt spălat, sunt treci curat. Sunt curat. Cum curat? Ce-i sub unghiile de la picioare? Ghiocei se numesc, Maria, da. Vestitorii primă, vreau să treci. Treci în baie. Nu, Maria, nu trage de mine că sunt firav și sunt veriga cea mai slabă din lanțul spălăciunilor, Maria, da. Nu. Dacă nu te speli, te spăl eu cu sabia. Gata, trec, Maria, da, trec. Maria ta, poți să scoți apa dinăuntru, că n-avem loc amândoi, Maria ta. A, ce bine, a, ce bine. N-aud apa curgând. Curge în șoaptă, Maria ta, ca să nu te deranjeze, Maria ta. Da? Da. Ia de aici. Nu, Maria ta! Acid! Mi se descompune mâna, uite cum îmi curge carnea de pe mână! Ăla-i jegul, boier moflea. Unde sunt? Maria ta, unde sunt alea? Unde? Ce sunt alea? Instrucțiunile de folosire a apei, Maria ta. Se ia apa în pumn. În pumn ne-aș lua-o și în palme, fira, dracu, aș da afară din castel. Ce caută ea apa în familia noastră aici? Că noi suntem neam de daci și de romani, oameni tari ca stânca, vine ea să ne moaie pe noi, Maria ta, adică nu... Boier moflea, spală-te măcar pe față. Nu pe față. Cel mai rău e pe față. Dacă apa îmi șterge trăsăturile astea frumoase, Maria ta, așa. Și poate mă face, mă schimonosește, devin vreun mutant oribil. Maria ta, de câte ori te speli pe față? Ia spală-te tu pe față, boier. De ce, Maria? Am orbit! Am orbit! De ce minți, boier moflea? De ce minți? Nu mint, uite, jur pe lemn. Am orbit! Auzi, boier moflea? Da, Maria. Dacă te speli tu, cum îți spun eu, cu săpunul ăsta nemțesc care îi zice șmirghel, eu îți dau 1000 de galbeni. 1000? De ce n-ai spus așa de la început, Maria? Da, să te speli pe fiecare centimetru. Da, să nu ratezi nimic, să nu ratezi. Maria ta, dacă am ustura al dracu. 1000 de galbeni. 1000 de galbeni, ce catifelat este. Preagă acolo.
Nici un centimetru să nu scape. No! Dacă mă atinge cineva, îl omor. Dacă mă atinge cineva. Dar ce miros de primăvară se simte. Băi, ermofle, te-ai frecat cu țăpunul care ți l-am dat? Da, măria ta, da, da. Bravo! Și te-ai frecat pe fiecare centimetru? Da, da. Și... Și, și... Înseamnă că ai câștigat pariu. Ține revista asta până ți-aduc eu banii. Playboy, mamă, ce... nu mă risc, măria ta, că mă uscură. Poftim ce e 1000 de galbeni. Nu-i vrei, nu-i vrei, treaba ta. Auzi, băi, ermofle, eu trebuie să mă duc la bătălie. Nu te ating. Când mă duc eu la bătălie, vrei tu să conduci țara? Da, Maria, da. Mersi. Succes la bătălie, Maria ta. Îmi dorești tu mie succes? Da, Maria. Înseamnă că mi-ești un adevărat prieten. Hai! Stai pe tronul țării și condu țara. Auzi, Maria, da, nu pot să conduc țara din picioare, să supăra românii dacă conduc din picioare. Dar de ce? Stai jos pe tron. E electric, Maria, da, e electric. Stai acolo, că nu spui, stai acolo. Așa stă bine voi, ermofle. Fetelor, nu-l felicitați pe nou vodă, se poate. Lăsați-mă că sunt gay! Sunt homosexual! Dau cu sabia! Lăsați-mă! Mai sus! Mai sus, băi ermofle! Mai sus, că mă aud! Da, te auzi, ai? Pe unde dracu mai vezi matale apă? Că s-au retras apele de mult, măria ta. Cum, băi ermofle, tu nu simți apa? Ba o simt, dat, nu la picioare, o simt la spate și puteai să te abții că tu ești nesimțit, pe cuvântul meu, domnule. De ce mă jignești, boier moflea, că n-am mai făcut pe mine de la un an? Văd, măria, dacă n-ai mai făcut pe matale, dar faci pe mine acum. Ce naiba? E de la whisky, s-a vărsat sticla. De la whisky era? Păi da. Atunci stai puțin, moia asta s-o stor, că e păcat să piardă. Ăsta e whisky, nu ce ai tu pe spate. Atunci dă și mie niște whisky să-mi treacă dorul de whisky, Maria, da. Ia uite ce inundație mare, boier moflea. A crescut nivelul apelor. Da, Maria, da, matale, îți convine că le vezi de sus, dar țăranii îl văd de jos, de sub pânza freatică, că le-a luat apa acasă. Mare păcat, boier moflea, îți dai seama câte animale s-au înnecat. Te necași, fiaura. Vorbeam de animalele țăranilor. Ar fi trebuit să le dăm și lor niște bărci să se salveze. Păi de unde bărci, măria ta, că tot boierul Băsescu la greci, pam, pam? Ce poantă e asta, boier, mă plă, vrei să râd? Am auzit-o de la marile vedete care spun șușe pe litoral, pam, pam. Pam, pam. Și mai știu una, ia uite. Mua, 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 mua. Da. Dacă ajung apele în sala tronului, știi ce ai de făcut? Cum să nu? Dau cu superglue pe tron la matale și o tai cu elicopterul. Pam, pam. Mua, 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 mua. Termină cu poantele proaste. Cum să intre apa aici la matale, măria, dacă pe ce are audiență la matale, apa, ce se face? Și dacă ar intra apa aici, pe cuvântul meu, dacă aș lăsa, o să intre. Pe cuvânt. Ia-ți, bate, cred că e apa, mă duc să-i deschid. Stai. Da, stai da. Puțin, stai puțin, nu deschide. Da. Gata, poți să-i deschizi. Măria, da, apa, ce... Apoi, să rămână, măria ta. Măria ta. Măria ta, dar ce mână lată ai, măria ta. Cumva ai dormit cu ea sub doamna aseară? Ce vrei, Gheorghe? Apoi ce să vreau? Mi-a luat apa acasă, Maria.
Aoleu, ce nenorocire! Da. Vai de mine! Cât de disperat sunt eu că ți-am... Ce nesimțit apa să-ți ia acasă! Boier moflea, da. Să biciuiești apa că i-a luat casa lui Gheorghe, da. Măriada, dacă vrei, dau picioare în gură și-i sucesc mâinile la spate lui apa. Sucești mâinile la spate? Da. Sucești mâinile lui apa? Lui apa, da, Măriada, și o pun și pe scaunul electric să moară de o dată. Să moară apa? Moare. Pe scaunul electric? Nu moare, să evaporă, Măriada, eu inhalez zaburii, transpir, să transpirația duce în cămașă, eu scot cămașa, mă pun cu parul pe ea, pam, pam. Mă, termină cu poantele astea. Apă, Măriata, beleaua mare este că apa mi-a luat și recolta. Și te rog să-ți faci milă și să îmi dai din grânile de la cetate, dacă se poate. Ia, dacă se poate. Dă-i și lua mărâtul ăsta un bon. Poftim, permis de pescuit. Pam, pam. Păi, termină-mă cu poantele astea proaste. Ce naiba? Păi n-ai auzut-o pe mai bună și cea mai proastă. În apele de munte și nu în cele colinare și de ce? Pam, pam. Aoleu, boier moflea. Dar, Maria. A urcat apa dealul, a ajuns la cetate. Aoleu, sărac, acum o fi urcat atâta deal, cred că a transpirat. O șterg, Maria. Mă duc să o șterg. O șterg de tot, Maria. Stai. Da. Dacă ajunge apa la cetate. Da. Ce ne facem? Va intra întâi în beciuri. Ce avem în beciuri? În beciuri niște zacuscă și 60 de deținuți. Da. Nu cred că ia apa, Maria, dacă îți legați cu lanturile, să-mi stau liniștită. Săraci de ei, cred că deja bolborosesc. Du-te și scapă-i, du-te și scapă-i. Nu, Maria, dacă bolborosesc împotriva Măriei tale. Ia uite, ce zic? Strigă, jos vodă să-l punem pe boier mof, mă duc să-i salvez, Maria. Stai. Ce se aude? Din iata cu soției mele? Tot bolboroș, Maria ta. Mă duc să o salvez? Stai. De ce te grăbești? Mai stai vreo 2-3 ore. Păi nu vrei să mă vezi pe mine fericit? Da, Maria ta, dar dacă faci baie în jacuzzi, nu vrei să mă vezi pe mine fericit? Mă duc să o salvez. Stai. Aoleu, a ajuns apa la 3 cm de fereastră. Murim, boier, mă vrea. Nenecă, măcar vreau să mor așa cum am trăit. E păcat să mor prost, Maria, da, adică... Adică demn pe tronul țării cu tine alături pe un scaunel mic aici jos. Nu, Maria, dar ce dracu, sunt prost, mă sui pe scaunul mare. Să mori matale, Maria, dar nu eu. Adio, boier moflea! Adio, fraiere, ia uite. Ultima mea dorință este să mai fumez o țigare înainte de a muri. Al dracu, tu să fii... Nu puteai citești matale pe pachet că tutunul dăunează grav sănătății lui Moflea, Maria. Vine aoleu, apa. Aoleu, ce ne facem? Ia uite cum urcă apa, murim, boier, Moflea. Să murim cântând dinul național. Da, Maria. Aș da zile de la mine. Și tu-mi faci zilele amare. Ce mă enervează apa asta că s-a retras. Și mă enervează că s-a retras fără matale, Maria ta. Vezi, boier moflea, manelele mele ne-au salvat. S-a luat pe dracu, a crezut apa că ești Adrian copilul minune și n-a vrut să omoare un geni. Hai! Vino încoa să te îmbrățișez, că nu mă dau jos nici de-al dracu, decât când a venit seceta, atât, Maria ta. Vrei tu să stai acolo? Stau acolo, Maria ta. Bine, cum vrei, dacă tu vrei să stai acolo. Maria ta, ce naiba, Maria ta, să mor eu dacă mă enervi... Apa, Maria ta, vine apa, Maria ta. Unde? Au, nu-i Gheorghe, ce vrei, mă? Apoi, Maria ta, să mă faci rău național că te-am scăpat de inundații. Cum așa? Am mâncat pește și mi-a fost sete, Maria ta. Și imediat am golit 3 oalte și 5 jiulețe. Bravo, să-l răsplătești. Gheorghe, ai tu sorbu așa de mare, Gheorghe? Da, Ia cască gura mare. Aici cred că îi punem un ventil de 3 țoli și mergem să desfundăm canalizările. Hai!
altă trădare. Boier Mufla este condamnat la moarte prin decapitare. Și se va tăia căpățâna prin retezarea capului. Înțeleg, vreți să mă spânzurați. Maria ta nu-mi tăia căpățâna. Bine, nu-i tăiați capul. Mulțumesc, Maria ta. Tăiați-i gâtul. Nu. Nu, Maria ta nu-mi tăia gâtul, că am lanțul la gât și se stirbește barda e 5 minute de parai una nouă. Bine, nu-i tăiați gâtul. Mulțumesc, Maria ta. Tăia-l de la jumate. Nu! Nu, Maria ta, că rămân fără picioare și mă trăiesc ca un vierme toată viața și țâmput castelul. Bă, dar tăiați-i dracu ceva, că mă și enervez. Da! Maria ta, tăiați-mi din impozit, vă rog frumos, că am 25 vreau să plătești o două. Nu, Maria. Apoi, Maria ta, mă mai frești mult, auzi? Mă mai frești mult, că eu m-am de tăiat a 10 logofiți, 2 paharnici, pe matale. Pe matale. Cum pe mine, mă? Păi, așa scrie aici pe listă, ești trecut pe listă și trebuie să te tai. Nu mă tăia. Bine, te tai. Ia dă și mie listă. Cine m-a trecut pe mine pe lista de tăieri? Ia uite, mi-a greșit și numele. V, liniuță, O, D, Vodă. Cât ai avut la gramatică într-a treia, Boier Moflea? Am avut 2, dar meritam mai mult, să știți că am știut toți munții și radical din unul cât face. De ce m-ai trecut, mă, pe lista de tăieri? De-al dracu, tu de ce m-ai trecut pe mine, a? Pentru că ești un trădător și un nemernic. Ai trădat țara, le-ai spus turcilor câte tunuri avem. Am vrut să mă dau și eu ciumec că avem mai mult ca ei. Da. Și le-ai și arătat ascunzătoarea tunurilor. Păi dacă nu m-au crezut că a zis, du-te, bă, că bagi în ele. Hai, mă, cu mine la ascunzătoare să vedeți. Ea, cu credeți, na? Ai lăsat țara fără grâne și le-ai dat turcilor. Ce, că am adus bani în visteria țării, 2 galbeni, cât am făcut pariu cu turcii că le aduc 1000 de tone în 5 minute. Eu îmi dau seama că tu ai trădat din prostie. Da, mă. Nici nu știu ce să fac cu tine. Nu știu. Tu hotărăști dacă îi tai capul sau nu. Apoi și cum o să știi ce am hotărât eu, Maria ta? Eu îmi spui de seară când mi-aduci căpățâna lui Mofle. Apoi azi, boierule, cum facem, hă? Păi eu știu cum facem. Eu mă duc puțin până acasă, mă tale tai căpățâne aici și să nu te miști de aici, că mă întorc eu imediat. Stai așa! Da. Și o-l văd, de ce arăt? Îi arăți degetul mijlociu, eventual ridicat în sus. Stai așa! Nu se poate. Fii atent și cum facem. Mm. Îmi dai mie o bere și stai decât o jumătate de gât, auzi? Îți dau 2 beri și te-am scăpat de datorii. Da, așa! Da, ce mai vrem? Fii atent și cum facem. Vreau, dacă vrei să rămâi liber, mi-aranjezi și mie cu Vodă să mă facă și pe mine boier, mă. Că nu mai convine să fiu călău. Visez noaptea urât, aoleu. Vrei să visezi frumos? Ia-ți un Playboy. Playboy? Dar păi eu nu știu să citesc, boierule. Atunci uite-te pe internet la www.sexforiu.ro. Hai, pa! A, dar eu nu le-am cu internetul, cu așa. Dar abia în toamnă am intrat la informatică și sunt și la seral. Da. Bă, tu mă mai ții mult de vorbă pe mine. Gata, timpul tăierii capului ți-a expirat. Ai câștigat 0 milioane din 150. Jalnic. La revedere, drum bun. Da. Păi și eu cum să mă duc la Vodă cu sacul gol? Nu știu, uite, taie-ți tu capul, îl pui în sac, îl duci lui Vodă, ăla îl cântărește, 3-4 kg, seamănă, îți dă banii, te ești fericit, hai, lasă-mă, la, mă, nu mai pot. Ne. Ce ne? Tu crezi că mă crezi prostă? Și dacă se uită Vodă în sac și vede că nu e capul tău? Îl învelești într-o plasă. Da. Și dacă se uită Vodă și vede ce e în plasă? Îl învelești într-o pungă, hai. Și dacă se uită Vodă și vede ce e în pungă? Ba, du-te, dracu, tu țâcu Vodă, că mă și enervez acum. Ha? Dacă se uită în pungă,
pui și tu o etichetă ca la supermarket. Cap boier a fumat, un kilogram, 125.000, înțelegi? Îți dă 150.000 și tu nu-i mai dai nici restul, te-ai scos, înțelegi? Boierule, știi că ai dreptate? Ce-ar fi să faci în schimb de haine? Da. Și așa că vine vodă, da. Să nu-i spui nimic că pierzi și berile și pierzi și restul la 150.000. Hai. Ia ziceți-mă, ce-ați hotărât? Măria ta, trebuie să-i tăiem capul acestui boier trădător, mare trădător. Știi ce, m-am gândit și aș vrea să-l iert. Nu, măria ta, că am mai făcut și alte rele. Ți-a furat 1000 de galbeni din punga de o aveai în sobă și... Tu de unde știi? Am numărat eu și am văzut că mai lipsa 1000 de galbeni din aia 2000, măria ta. Și nu, stai, nu, deci... n-are rost să omori un om pentru 1000 de galbeni. Dar pentru cât? Dar pentru cât? Pentru 2000, dacă îi lua pe toți, da, îl omoram. Tu prost am fost, să dai seama. Da. Măria, da, și-am mai făcut și alte rele. Boier Moflea este amantul lui soția ta. Da. Tăia-ți capul. Da. Nu lui, da, ei. Nu, Măria, dacă m-am gândit că ea mai poate fi folosită 2-3 ani așa, adică... scop de binefacere, Măria ta. De ce te-ai dat, măi, Mofla la soția mea, mă, a? Zi-mă, de ce? Boier Mofla, ți-a crescut părul. Da, i-a crescut păr pe picioare, dar i s-a zburnit de frică, s-a ridicat în cap, Măria ta. Ia ridică-te, mă. Ăsta-i călău. Da. Tu cine ești, mă? Boier Mofla. Nu. Vroiai să-ți bagi joc de mine. Nu, Măria ta, să știi că călău a fost cu ideea, Măria ta. Eu chiar voiam să mă omori, îmi făcusem și anestezie la gât să nu mă doară, Măria ta. Adică eram pregătit. Hai, capul jos. Nu, Măria ta, că acum a trecut efectul anesteziei și mă doare și urlu, Măria ta, trezesc toată cetatea! Gură! Pune capul jos. Nu, Măria ta, nu, că n-am mai făcut niciodată. Nu știu, n-am experiență, Măria ta. De capul tău de prost, tot eu să-ți arăt. Fii atent! Nu țară de două ori. Da? Fie. Auzi, tu ai mai omorât vreodată vodă? Apoi nu! Fii atent, nu țară de două ori. Ce faci, Măria ta? Mă înțăpai într-o țăpligă aici. Da. Ia, dracu de țăpligă, pierd eu tronul țării din cauza ta? Las că mergești din picioare! Ce faci, Măria ta? Eu te găsesc un nasture. Firați ai dracu cu nasturii voștri dacă pierd eu tronul din cauza voastră, mă? Somebody stop me! Te-am bătut, Măria ta, te-am bătut. Te-am spart, Măria ta. Nimic nu știi, fraiere. Păi normal, bă, dacă mie nu-mi dai săgeți, să dau și eu cu săgeți acolo. Normal că e 3-0. Să-ți cumperi, că ăștia sunt ale mele, dacă vrei să bați, cumpere săgeți. Ăștia sunt ale mele, mi-a luat mama. Ce? Se confiscă. N-ai voie, Măria ta, că te înțep blea dege și faci cangrenă, Măria ta, și ți-am putează capul, gâtul, nasul, uterul, tot. Gura! Și gura ți-a putează, Măria ta, și nasul și coroana și ți-a putează tot. Fii atent, fii atent cum facem. Ia. Dacă nimerezi din prima în centru, e 3-3. Ia dă-mă, ia, nimerește din prima. Nu mă mai joc! Tot te fac eu la ceva astăzi, te fac, găsesc... Poker, știi poker? Da, poker, știu, hai! 5 cărți tu, 5 cărți eu. Ce ai? Royală. Tot te fac eu, te fac la ceva, te... Hai box. Da! N-ai voie să dai sub centură. Bine, nu dau sub centură. Îmi pun centura. Na, dă-i acum. Dă-i. Am dat sub centură? N-am dat. Tot te fac cu ceva, te fac! Șah, jucăm șah. Hai să jucăm șah. Te sparg. La șah te sparg. Aoleu, boier Mofla, n-avem timp de șah. Uite, se apropie turcii de cetate. Lasă că te bat repede. Hai. Lasă turci. Bine, hai. Hai. Eu mut primul că-s cu albele, na. Așa. Și acum eu mut de 6 ori la rând.
Păi de ce? Păi de ce? De ce? Păi stai, nu, de ce? Așa e regulament. Pe cuvânt, uite, să te lovească ciuma dacă te mint, pe cuvânt. Boier Moflea. Și? Da. N-ai voie de 6 ori la rând. Măcar de 4 ori, Maria ta, 3 țari nevastă, dacă mint, pe cuvânt. Nu ai voie. Dar de ce? Măcar de 2 ori, pe... Una, două, gata. Mut. Aha, să-mi iei calul. Da. Ce expresie jignitoare, Maria ta. Asta vrei, nu? Asta vrei. Da, și chiar ți-l iau, na. Ți-l am luat, calul e al meu. Mut. Bă, dar ce se apropie Turcia aia să-mi trag palme. Unde sunt pionii mei? Au murit, Maria ta. Ăsta a avut gripă, ăsta a epatită și ăsta al treilea l-a tras reumatismul că este pătrățelul umed. Uite, verific. Aha, vrei să-mi iei regina? Nu, dă-o dracu, că e urât, are negul ăla, buboiul ăla. Regina asta, Maria ta, adică nu știam exact la care. Regina. Vrei să spui că... Nu, Maria, că pe regina mea tale o respect pe unde apuc pe cuvânt. Adică nu, să esteți căsătoriți, Maria ta, de mult. De 20 de ani. 20 de ani. Acu' e rândul tău. Mă duc, Maria ta, dacă e, dar nu mai... Stai jos. Stau jos. Pune piesele cum a fost. Da, Maria. Stai aici. Da, Maria. Așa, mută. E mută? Dacă e mută, cu atât mai bine. Că dacă stai nu... jos. Da, jos stau, Maria. Stai jos și joacă. Pune piesele cum a fost. Da, uite așa a fost, Maria. Bă, au ajuns turcii la porți. Nu se poate ce înaintează ăștia. Nu se poate. Unde-s piesele mele, Boier Moflea? S-au speriat de turci și au fugit, Maria, da. Ce să fac? Asta e? Am 1-0, te-am bătut, hai, pa! Ce? Păi nu, așa nu se joacă. Maria ta, solul în altei porți. Trimite-l înăuntru. Maria ta, scuze-mă că te întreb, dar dacă n-are mamă, unde-l trimiți? Bă, înăuntru, în sală, aici, nu la ce te gândești. Ah, da, Maria ta, scuze-mă. Din porunca măritului sultan, Alah să-l aibă în pază. Auzi, scuze-mă că te întreb, dar ce-a furat sultanul de-l păzește, Alah? Vă poruncesc să deschideți porțile și să vă predați. Ia auzi, brâu. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Cinci, șase, cinci, patru. Cinci, patru, trei. Ce faci, Boier Moflea? Brâu, Maria ta, brâu. Adică am făcut dansuri populare în ciocârlia română. Și dacă nu vreți? Ce o să ne faci? Nu știu, mă duc să întreb. Maria ta e cam prost ăsta, pe cuvântul meu. Cred că îi transpiră mintea că e turbanul sintetic din cauciuc de la și... De fapt, nu-i transpiră, îi perspiră mintea, că așa se zice, antiperspirant, Maria ta. Adică, și cred că o să se împută, să o congeleze și moare, Maria ta, și să se împută. Da. Fii atent cu ceva. Când vine solul, da. Te ascunzi colo după zid și îi trage o palmă peste ochi și trimite-l la dracu, să nu mai primești. Da, Maria ta, stai așa să mă pitesc. Așa. A zis că... Ce faci, deaurule? Căutam semnalul de alarmă că eu cobor la prima aici, pe cuvânt. Poate supăram că tăiat cap imediat? Da, fiat mă. Lasă-mă, zi ce vrea sultanul. A zis că... Iar am uitat, mă duc să întreb. Stai. A zis că ne trece prin foc și sabie, nu? Exact, multam, asta spuneam. Auzi? Păi, voi îl credeați pe vod al nostru prost? Da. Cum, și voi? Ce? Cunoșteam joc de șah? Sultanul nostru, mare jucător de șah, este... Cheamă-l pe sultan, că nu e mai tare ca polihronia de-al nostru. Cheamă-l tu aici și dacă bate vot al nostru, vă predați. Dar dacă nu bate vot al nostru, nu vă predați. Plecați liberi, așa, da? Îi facem. Ce facem, mă, că eu habar n-am șah. Măria ta, adică te antrenez eu, te încălzesc, așa, nu? Și dacă îmi dai 10% din ce câștigi, dacă te ajut, da? Hai, gata, vin. Hai, bagă. Să intre! Intre, bagă-l pe sultan. Hai, să vă aranjez puțin asta, dacă nu mă supărați. Iertați-mă, nu, mai tac. Vă stă mustața pe dreapta, da. Turbanul să vi-l las, da, cuibarul. Tac. Tura. Tura mea începe la noapte, adică nu... N-am zis nimic. Mâine. Mâine bunul.
Mâine bunul Dumnezeu o să mă ajute dacă eu mai zic ceva, asta jos. Calu. Calu, mânarea să mă sting dacă... Ar vrea să-ți ia regina nopții. Regina nopții! Că, cântă Adrian copilul măslină. Adică... Tac, 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 să nu mi-e... Mai taci, buier, mă, să îmi stresez invitatul. Vino să te pedepsesc. Da, da. Vino să te pedepsesc. Distrage atenția cu ceva, că mă bate, mă rupe. Hai. Jucați, jucați. Uite o gagică mișto. Nu, să... Uite ce băiețel frumos pe hol. A plecat. Jucați. Ce, ce cal? Nu, nu te-am furat eu calul. Ce, la... Uite ce, ce fizic am, nu pot să scar calul. Auzi, stai jos, stai jos, stai jos, stai jos, stai. Dacă vrei, îți dau un curcan la schimb. Îți dau un curcan, joci cu curcan. Hai, mută curcan. Șah. Băi, de mirmofla. Uită-te la mine, frumosule. Sunt fierbinte, sunt... Hai, mai repede, că nu știu să nasc, măria ta. Stai, stai, ai răbdare să mă gândesc, că aici e complicat. Da, lasă-mă, frumosul, mai gândește-te mai repede, măria ta, că să uite de parcă îmi face gemeni, măria ta. Șac și mat. Șac și mat. Șac și mat. Mat și mat, da. Așa. Așa, băi, du-te, mat, fraiere. Du-te, fraiere. Să nu te mai prind pe aici. Să nu te mai prindă pe aici. Așa. Te-am scăpat, Wermofle. M-ai scăpat, măria ta, dar m-am scăpat și eu, măria ta. Adică... Două scăpări, deci tot. Era să mă violeze turcul, măria mea. Nu lăsa, mă. Cum să-l lase să te violeze? Știi că te iubesc eu pe tine. Da, păpușe mică ce ești. Pă... Este glumă, nu, măria ta? Băi, Wermofle, cu dragostea nu se glumește. Bucălatule! Măria, măria ta, sunt, sunt minor și sunt virgin, sunt virginianțul, sunt minor și... Sunt, și minor, minorii spun lucruri trăznite, măria ta, și... Ia vină, bucălatule! Măria ta, nu-mi e frică de tine! Lasă-mă, dracu, pace! Ce fraier, boier, moflea, cum să mă dau eu la el? Când sunt atâția cameramani frumoși pe aici. Ia vină, păpușică, ia vină, tungă, vină, cu... Nu mai sfărăi, boier mofla, că mă enervez. De ce dormi încălțat? Păi trăim vremul turbur, măria, dar și dacă vin dușmanii să pot să fug mai repede. Și eu aș fugi, dacă aș putea. Crezi că eu n-aș fugi, boier mofla, aș fugi și eu de... Gheaur blestemat? Vrut vorbeam? De ce urli, băier, mă, pleacă, n-a dat în tine? Urlam așa preventiv, măria, dacă poate îi tremura mâna și mă scăpa și la mine, înțeleg? Nu vorbeam? Da, vorbeam, chiar vorbeam între noi și așa că nu te mai băga tu ca musca în ciorba la câinelui, ai, auzi? Și cum îți spuneam, eram pe plajă în Caraibe și venea la mine o stewardesă frumoasă, mamă, mamă. Mai asta, boier buzat, enervam la mine, mai. Da? Dacă ești nervos, ia-ți un distonocalm. Și cum spuneam, eram cu aia pe plajă, zice, mamă, ce corp frumos ai, hai la mine în cameră. Au! Au, nu mai da, nu mai da! Boier mofle, un singur bici ai luat și urli ca un copil, fii bărbat. Nu, măria ta, așa spunea în cameră, au, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Da. Ce, a dat cineva cu biciul în mine? Nici n-am simțit, măria ta. A dat cineva? Deci nu duream. Nu duream. Atunci tăiam și puneam sare. De capul tău. Nu se zice sare, mă, se zice clorură de sodiu, să știi și tu de la mine. Și este obținută printr-o reacție redox într-un acid și o bază. Țărantul. Au! Ce faci, măi? Redox, puneam acid, după aia puneam bază. Măria, da! Ăsta a pus acid pe mine, eu spun tot, spun tot. Nu trăda, da, nu trăda, boier mofle. Dacă ne dai drumul la amândoi, îți dau o căruță de aur. O căruță. Boier mofle. Dar dacă dai drumul mai mie, îți dau două căruțe. Asta nu știam, întrebam sultan. Dar nu te întreabă.
Mă, nemernicule, tu ești în stare să fugi, să mă lași pe mine, ești prizonier. Măria, da, dacă fug, mă întorc în țară, acolo mă căsătoresc, fac 20 de copii, antrenez și venim să te salvăm. Da, veniți să mă salvați, da. Peste 20 de ani, prostule! Nu peste 20, peste 40, că eu sunt mofle acel prost și deși copiii mei sunt proști și se antrenează mai greu. Okay. Mai bine gândește-te ce facem. M-am gândit. Ce facem? Cum scăpăm de aici? Ne ducem pe plajă în Caraibe, la stewardesa aia. Băi, și ce ea... Da, da. Sultan, poruncit. Omorâm unul din voi. Și ce te uiți la mine așa? Ce te uiți? Asta. Voi doi hotaram care scapam, care muream. Păi cum? Păi, cum? Întorceam. De întorceam. Întorcea te-aș pe proțap să te întorci. Nu întorceam. Știi cum facem, băi, mă? Cum facem? Tragem la sort. Fii atent. Da, nu, numărăm până la 10. Cine iese 10 scapă. Gata? Gata. Începe tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce, ce? Nu, 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 nu se pune, mai țăpit cumva. Nu, nu, ai mai fraieri, mai fraieri. Mimăm formați de muzică. Cine ghicește solistul scapă. Începe tu. Cine cântă... O să-mi iei tot cea mai scump pe lume. Știu, știu, știu. Solistul formației. Am ghicit. Acum e rândul tău. Iau, cine cântă? Tut, 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 Animal X. Nu, nu e bine nici așa. Știi cum facem? Eu mă gândesc la ceva și dacă Matale ghicești la ce m-am gândit eu, scap Matale. Dacă nu, nu. Gata? Ia să vedem. Mă gândesc eu. Vrei tronul țării? Nu, 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 n-ai ghicit, n-ai ghicit, n-ai ghicit. Acum gândește-te, Matale. De ce vrei să-mi tai capul, Maria ta? N-ai ghicit, n-ai ghicit, vreau să stau mâinile, să stai picioarele, să stai gâtul, să stai buricul, să stai pe mofle al mic. Nu. Gata. Ce gata? Venit, hotărât pe cine taiam? Da, pe mine taiam, pe mine taiam. Bravo, băi, nu, 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 pe mine taiam rău de tot, dăm drumul la WC-ul, că nu suport să-l văd pe ăsta. Hai. Hai, pe cine, pe cine, pe cine? Pe Vodă, ți-am spus, pe Vodă, el e Vodă, el e Vodă. Deci, tu Vodă estem. Da, da, deci pe el trebuie să-l tai, că eu sunt un nimeni, un nimic, nu câștigi nimic dacă mă omori. Atunci, atunci, Vodă, iertam, deci, tăiam pe tine. Păi, de ce să-l ierți pe Vodă? Vodă, pace faceam, trăiam în bună înțelegere. Da, 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 ce-i, nu, eu sunt Vodă, ia uite ce față de mofle are ăsta, uite ăsta e Vodă. Minte, minte! Nu, iauzi, iauzi, iauzi cu alea! Boier, dumneavoastră, vreau să vindem țara turcilor! He, he, vezi, vezi? Să vindem țara turcilor! Da, da, nu, greșii, prost! Pe gratis o dăm turcilor! Nemernicule! Mai, lasă-mă, dracu, să plec de aici, că trebuie să mănânc o pizza și mi se răcește, te rog frumos! Hai. Ticălos ce ești! Eu sunt Vodă, du-mă la sultan să vezi că mă cunoaște! Da, eu sunt Vodă, du-mă la sultan să vezi că-l cunosc! Eu sunt! Mai, voi enervam, stresam la mine. Uite cum facem. Puneam o ghicitoare. Cine ghiceam, scapam. Scapam, scapam. Ce pasăre este joi cu 5 capete, vineri cu 7 picioare, sâmbăta cu 9 ochi? Nu ghiceam, tăiam amândoi. Stai puțin, pentru cultura noastră, zine și nouă răspunsul care. Nu știam. Stai, măi, dar de ce nu... Bravo! Bravo, Gheorghe! Bravo, Gheorghe! Bravo! Măria ta, boier mofia! Doamne, de când vă caut, abia v-am găsit! Hai, dezleagă-ne, bravo! Dezleagă-ne. Hai. Dar ce atâta grabă? Stai să vedem pe care dezlegăm între voi! Mai, ia să vedem ce-am de câștigat! Mai, Gheorghe, uite, dacă mă dezlegi pe mine, îți dau 10 sate, 3 moșii și te fac boier! Minte, dacă mă dezlegi pe mine, îți dau toate rezultatele din divizia A de la anul următor să câștigi la Pro-Sport. De unde știi tu, boier mofle, toate rezultatele de la anul? Sunt prieten cu boierul Dragomir, mitică. Vă dezleg dacă jurați că mă puneți pe tron, da? Jurăm! Apoi eu, Gheorghe I-u. Singur stăpânitor și domnitor a Moldovei și țării românești? Boier mofle!
Hai, boier, mofla cu benzina aia, hai odată. Măria, da. Dar cum ziceai că îl cheamă pe ăsta, Gheorghe, și mai cum? Doja. La mulți ani cu sănătate! La mulți ani cu sănătate! La mulți ani cu sănătate, măria ta, mă nenorociți! Ia dracula de asta din spate, că o să-mi iasă copii tâmpiți! Ia să vedem, boier mofla, ce mi-ai adus tu mie Zău. De ziua ta! Ce să spun? Și trebuia pentru asta să-ți bagi joc de mine, să mă pui pe aceea, a? De, ce să-ți fac? Așa-ți trebuie pentru că mi-ai furat roaba. Zău, trebuia să mă folosești pe mine pe post de roabă, măria, da? Zi mersi. Să zici mersi că nu mi-ai furat o liță de noapte. Da. În loc să îmi mulțumești că iau-te ce cadou mare și frumos ți-am adus. Oh, un pix. Un pix, da. Ce să fac eu cu un pix? Să nu mai scrii cu pana legile alea de tâmpiți și de idioți. Extraordinar! Ce cadou original! Nimeni nu s-a gândit să-mi aducă mie așa cadou, să-l pun lângă celelalte cadouri. Și acum, boier mofla, ce ai vrea să fac eu pentru tine în schimbul acestui pix? Poate vrei să te fac boier și te fac promit. Dar sunt deja boier. Înseamnă că deja m-am ținut de promisiune. Dar dacă-ți dau două pixuri, mă faci vodă? Vodă? Da, Maria. Pe ce zi e născut vodă? Astăzi, pe 27, Maria, da. Pe 27? Da. Când te vei naște pe 27, atunci o să fii vodă. Da. Maria, pot să vorbesc cu mama să mă mai nască o dată pe 27? Eu aș putea să te ajut în sensul că să te trimit acolo și după aia e responsabilitatea mătii dacă să te mai nască sau nu. Maria, da, te rog eu totuși să nu mă trimiți în mama, că știi cum stau eu acolo chiucit așa și sunt claustrofob, că e întuneric, Maria ta, și mi-e frică. Lasă-mă, te rog frumos, e ziua mea, mi-ajunge, nu mai vreau să văd fețe de tâmpiți. Apoi la mulți ani, măria ta! Ieși! Pot să ies și eu din mama? Nu, tu stai acolo! Ieși, ce vrei? Măria ta, e ziua ta și am venit să-ți aduc și eu un cadou. M-am gândit că vine iarna și... Uite, boier mofla, vezi? Ăsta cadou, nu porcăriile tale! Și să ai cu ce scrie poezii la gura soarelui! Un pix! Da. Cum de nu mi-am imaginat eu ce o să-mi dai? Ce original și ăsta nu e ca celelalte. Uite, ăsta-i cu vârful în sus. Mulțumesc, să-l punem ușor să nu se spargă lângă celelalte. Că-l viață, dragul, cum v-ați gândit la toți? Cum toți v-ați gândit să-mi cumpărați pixuri la fel? Apoi, măria ta, ni l-a adus un patron de la o firmă, ni le-a dat gratis. Auzi, gratis. Și ce ai vrea să fac eu pentru tine în schimbul acestui pix? Nimic, măria ta. Dar m-am gândit că vreau să mă însor și vreau... Și vrei să fiu eu ginerile, nu? Nu, dacă vrei să fii nașul nostru, măria ta. Nici nu. De ce mă pui pe mine? Pune-l pe boier mofla. Boier mofla n-are cum, că e măsa acolo. Doamne ajută să piardă sarcina, măria ta. Mă, nu te rușine, mă, țărane! Ia uite, embrionul vorbește! Măria ta, ce naiba, măria ta? Te înrudești cu toți nespălați, măria ta? Da. Hă? Ai dreptate, vere. Păi, cum să te înrudești cu toți nespălați? Chiar, cum să mă înrudesc cu toți nespălați? Ieși afară, Gheorghe! Ieși afară, Gheorghe! Ieși afară! Măria ta, n-ai vrea să o cunoști pe viitoarea mea soție? Mă duc să o aduc. Du-te, ăla! Ce soție, mă? Du-te, mă! Ieși, mă, afară! Scoate-ți, mă, afară! Păi ce e posibil? Ce ție-te țăran că de-aia cu bubie pe față? Cocoșată, da, exact. Și scoate-i, mă, afară pe amândoi să nu mai vede. Da. Scoate-i afară pe amândoi ca să nu... Scoate-l afară pe Gheorghe.
Ieși, măria ta, afară, că... Domnișoară cu părul bej, eu te iubesc cel mai călă... Nu o atinge pe fiina mea! Da. Îngerul meu, rază de mămăligă, soarele meu! Vino cu tata să-ți povestească ceva frumos, viața mea! Eu nu înțeleg ce-o fi văzut asta la țăranul ăsta, umflat și... Ia-mă pe mine, ia-mă pe mine! Boier vă vrea! Da. Bă, tine n-are cum să ia că ești boier! Da, cum să fiu boier? Eu sunt țăran, iete! A, dracu, de recoltă, vreau alcățaua aia, dracu, ce țăran sunt, țăran, pe mine, pe mine, te rui! Măria ta, ne cunun sau nu? Bineînțeles că vă cunun, bineînțeles, pentru că după aceea mireasa o să rămână cu nașul cât timp ești tu dus mâine la luptă și mor dracu pe acolo. Măria ta! Dar care luptă mâine, că nu-i aranja da, nimic? Oh, oh, ce te grăbește? Și aranjăm. Alo, Solimane! Trimite-mă și mie vreo 10.000 de turci mâine, da. Oh. A, păi dacă e vorba de 10.000 de turci, termin într-o oră, măria ta. Nu închide, nu închide, Solimane. Trimite cât ai, mă. Da. Și să fie răi, mă. Da, da, mersi, rămân dator, mă. Măria ta, măria ta, nu trebuie să consumi impulsurile, măria ta. Nu, de ce să consumi impulsurile? Că precis are un defect de s-a uitat la ăla. Păi atunci se potrivește cu mine, pentru că și eu am un defect. Ce defect ai, matale? Pe tine! Măria, da! Nu, precis, vino ca să spun. Precis are un defect să-ți demonstrez că este surdă. E surdă. Fii atent. Bău! Nu e surdă. Nu e surdă. Cred că e mută. E mută, a? Domnișoară! Vrei să îmi dai mâna? Să te mulțumesc cu a ta. Mulțumesc cu a ta. Nu este nici... Dar trebuie să aibă un defect, că mă șederea dacă n-are... E bărbat. Precis, e bărbat. Fii atent. Uite, dezbracă să verificăm. Ce să mai dezbraci că tu nu vezi că așa... Auzi, ia, lasă tineri. Și zi, Gheorghe, când aveți nunta? Apoi peste o săptămână, măria ta. O săptămână. Ia vezi... Stai, boier mofla, ia vezi ce zice legea nunților. Care e legea nunților? Dobitocule, legea nunților. A, stai să vezi. Constituția nunților. Așa, ia orice zice. Zii. Zice clar, în prima săptămână, două nopți trebuie să doarmă nașul și cinci nopți trebuie să doarmă cu ea boier mofle. Am greșit. Trei nopți nașul, patru nopți boier mofle. Cred că s-a uitat ochelarii. Ia uși ce zice legea nunții. Mireasa trebuie să doarmă șase nopți cu nașul. E bine și o noapte cu boier mofle. Și a șaptea noapte cu vodă. Da. Poți să fie un nașul. Termină, boier mofle. Apoi, boier dumneavoastră, dacă legea spune așa, atunci vă las vouă aici să faceți ce vreți. Dar vă rog frumos să nu e firavă și e plăpândă. Nicio problemă. Du-te. Vin, Ado. Mi-am scos. Poftim pe tronul. Nu vrei să ne împrietenim așa, toți trei să fim prieteni? Ce mă mizerea asta aici? Hai la curățenie, imediat, haide! Gata. Ce înseamnă asta? Ne dederă în dracu boier mofle. Numai tu ești de vină cu ideile tale, auzi? Șapte zile, cum vreau de mai bine scrie și tu șapte secunde, că uite, nu mai scăpăm păi, de asta. Da, mă, da, mă gândeam că o să... Că o să ce, mă? Ce? Ia zi, hai, că o să ce? Asta a zis. Ce? Că o să ce, mă? Ce ai zis, a? Ce am zis, da, măcar am priveliște. Ce priveliște, mă? Ce mă enervez, boier moflea? I-am promis țarului Rusiei cel mai bun car al meu și tu i-ai dat o globă. Da. Ba, tu mă enervezi pe mine, auzi? Tu mă enervezi pe mine. De ce m-ai pus să-l car în spate pe țar până la Moscova, a? De ce? Zi de ce? Pentru că e prietenul meu și nu puteam să-l las să ducă pe jos până în Moscova. Da, corect.
că era drumul gloduros, el era desculț. Țarul Rusiei? Da. Desculț? Da. Păi l-am dus de când până la Prut, l-am aruncat peste râu și i-am furat cizmele. Boier, mă, flam, ce? Vine să nebunezi, mă! Au, 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 inima! Ce, ce? Inima! Păi vezi, măria ta, nu, nu, să nu te mai enervezi, că mă enervezi dacă te enervezi! Păi eu nu mă enervez! Ce? Tu mă enervezi, că eu nu mă enervez! Dacă n-ai zis tu să mă enervezi! Au, fii atent, au. Facem un pariu. Care să mă enervează primul, îi dă ălălalt 1000 de galbeni. Facem? Facem! Pariu! 1000 de galbeni! 1000 de galbeni! Care să enervează primul, primește 1000 de galbeni. Aha, aha. Ia 10-a oară când îmi pui pioneze pe scaun, boier, mofle, și... Te enervezi? Banii, banii, banii. Nu, dar era normal, că deja m-am obișnuit cu pionezele. Uite, la fix intră. Ai, vezi? Chiar îți mulțumesc, boier, mofle. Da. Și ce ai mai aflat, că mă e prin cetate? Bă, măria ta, să-ți povestesc. Fii atent, deci... Au! Fii-al dracu tu cu sabia ta, cămășii! Cămășii! Cămășii? Cămăși, cămăși, măria ta, cămăși. Cămăși, dă-le dracu, le schimb și burta nu mai întrebe că avea ulcera, runco. Mulțumesc, măria ta, sunt calm, n-am nimic, păi nu da. Pierd banii. Nu, nu, nu. Și? Da, da, măria ta. Ce ziceai că ai aflat azi noapte? Pa, nimic important despre nevastă ta. Ce ai aflat despre nevastă mea? Dacă ți-am spus că nimic important, toate mai fac chestia asta din când în când. Boier, moflea? Da? Dacă nu-mi spui în clipa asta ce ai aflat despre nevastă mea... Banii, 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 banii. Așa? Am să o întreb chiar eu personal. Da. Doamnă! Da, nu, nu, nu striga acum că alăptează. Ce alăptează? Ce se poate alăpta? Adică... Un copil? A? E bine? Ce copil, boier, moflea, că noi n-am mai dormit împreună de 3 ani de zile? Păi... Tu n-ai dormit împreună, ea a dormit împreună. Wow. Ce? Al cui e? Al cui e? 1000 de gălbiori, să-i miroasă gura flori. Al cui e mucura de țigare? Copilul știu că e al meu, nu, n-are răs, da. Normal, că e al tău, din moment ce seamănă leit, măria la. Cu mine? Da. Iau. Jumate negru, jumate chinez. Du-te pe... Cheamă-o pe, pe doamna pe aici. Da? S-o tai cu sabia, firar, mama ei, o tai... Bani. Ce... O tai cu sabia în două, dar o tai calm, așa să nu pierd 1000 de galbeni. Da. Doamnă! 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 Da. Fii atent că Măriaza vrea să te întrebe de cățelușul ăla care l-ai găsit matale în cameră și l-ai pus și-l ții acolo la matale. Da, da, da. Să-i răspunzi. Da, 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 da. A născut Măriaza, a născut. Doamnă? Da, măria ta. E adevărat ce a zis boier moflea? Da, măria ta. De ce recunoști? E al meu? Nu cred, dar pot să-l consider ca și al tău. Uite, nu-ți fac nimic. Spune-mi al cui e. Poate fi al oricui. Sunt mii de săteni, mii de oșteni. Cum pot eu să știu exact al cui e? Banii, 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 banii. Ce somn era, ce? Nu te enerva, măria ta, că casc și eu pe urmă. Nu, nu, nu. Și eu să mă enervez, n-ai văzut, a recunoscut. Și acum zici că îl alăptezi. Îl crești. Da, dar poți să-l și arunc în stradă. Dar moare, că e micuț. E micuț. Vrei să-l vezi? Nu, dă-l dracu, iau-te, nu. Dar ce-ai dragă cu el? Cu el n-am nimic, cu măsa am. Că e o căța. Recunoaște. Bineînțeles. Bineînțeles, bineînțeles. O cățea și o jigodie și o javră. Se poate, se poate. Se poate, care se înhăitează cu toți. Păi da? Tu n-ai auzit în fiecare noapte toate urletele și mârâielile și chițăielile? Păi tu crezi că...
Tu crezi că eu stau să ascult la ușa atacului tău ce se întâmplă, ce faci? Dar nu-mi atac! Afară, în curtea cetății, sub cerul liber! Aoleu, nebunesc! Bani, pierzi bani, nebunesc, pierzi bani. Stai, nu, n-am zis că mă enervez, că nebunesc. Nu atât, ce, n-ai văzut nebun? Calm, Maria. Și fii atent ce-ți fac. Uite-te bine. Doamnă, îl recunosc ca fiind al meu. Chiar poți să-i pui numele meu! I-am pus deja. Îl cheamă Lăbuș. Ce are? O să-i las tronul țării? Îți dai seama cum sună, băi, mofla? Io Lăbuș voievod. Tu te-ai țăcănit? Cum o să pui pe tronul țării un patruped? Păi e patruped acum, că merge în patru labe, că e mic, dar crește, o să meargă în două picioare, ca omul, nu? Normal. Numai dacă îl dresezi. Mai dresezi. Hai, du-te, lasă-mă, că am de câștigat un pariu aici. Hai. Și să așa, buier moflea. Te bucur că m-a înșelat nevasta, a? Sincer, da, mă bucur, Maria. Dar adică, tot dacă te treabă 1000 de galbeni, sunt totuși 1000 de galbeni. 1000 de galbeni. Da, 1000 de galbeni. Pentru mine tot 1000 de galbeni sunt. Da, Maria, da. Am auzit că și tu ai o fată pe care vrei să o iei de nevastă. Da, dar spre deosebire de unele, a mea e cu minte și stă la mine și mă așteaptă. Maria ta! Ce vrei, Gheorghe? Apoi eu cu boier moflea întreabă, că mi-o pus să săpăm o fântână în curte și am terminat-o, am gătat-o. Aha, stai puțin. Și unde zici că e fata aia pe care vrei să iei de nevastă? E acasă și o iubesc foarte mult și sunt foarte gelos și buzos pe chestia asta. Zi de fântână. Fii atent că zice ceva despre nevastă ta. Ce bă? Apoi am rezolvat-o, boierule. Pe-a mea? Da. Unde? Exact în mijlocul curții. Da. Adică, tu ai făcut asta, recunoști tu? Da. Și slugile ce ziceau? Să uitau la voi, a? Normal, să uitau la mine și strigau, dă-i Gheorghe, lucrează la ea, Gheorghe, așa, Gheorghe, dă-i Gheorghe. Money. Ce? Nu, ce? Recunoști, a? Tu ai făcut asta, a? Recunoști? Zic că ai făcut tot. Apoi eu am făcut-o cât am putut, că după ce am început să obosesc, n-am mai putut, am chemat frații mei, pe tata, pe bunicul. Și acum unde e? Unde e? A lăsat acolo, în mijlocul curții, nu? Nici nu mai trebuie banii, ce-ai dar banii, dracu! Te omor nenorocitul, dracu! Ce faci, ai dat lui Vodă banii, pe mine nu mă plătești? Da. Banii! Bă, tu mai vrei să te și plătesc după ce ai făcut la chestia asta? Bă, adică ce, eu am făcut-o pe gratis? Da, eu! Auzi, să știi ceva? Nici nu mai trebuie! Ia-o tu, fă ce vrei cu ea! Atunci dă-o, dracu, mă duc să o astup! Da, bă! Pe cine să astupi? O fântână! Da! Sunt calm, dă banii, Maria, da. De ce? Sunt calm, am crezut că altceva, Maria, da. Asta-i. Păi tu, boierule, la ce te... De ce te-ai enervat adineau? Am crezut că ai zis de nevastă mea că ai făcut asta, înțelegi? Și de asta. Păi și lui nevastă ta la fel i-am făcut. Da! Da! Te omor! Și lui nevastă ta la fel i-am făcut o fântână în curte la părinți. Da. Dă banii. Ce? Gata, ai pierdut, te-ai enervat. Dă-vă, boule, banii, că mi-ai trebuit că-s banii mei. Dă-vă, Maria, ta bani. Dă-vă, Maria. Fântâna ca fântâna. Dar când s-o naște copilul ăla după 9 luni și o fi puiul lui Gheorghe, să vezi ce se enervează, boier mofle! Boier mofle, să nu te pune necuratul, stai aici de bucatele ăștia. Boier mofle! Bine că nu e aici, că precis fura din mâncare.
Ia? Da. S-aud un cioflăit. Kids, kids. A, o fi un șoarece. Șoricel! Să nu te neci! Nu mă neci, n-am. Șoricel, să-ți dau și muștar? Nu vreau. Dau o murătură, vrei? O murătură ar fi bine, Maria, dacă e cam necăcioasă asta, s-ar putea să mai fie mai bună cu murătură. Opa! Șoricelul vorbește. Nu, nu Maria, da, adică chiț, Maria, da, chiț, chiț. Ce căutești, băi, ormoflea? Ieși afară, nesimțitule. Ți-am zis să nu mai furi din mâncare, nu ți-e rușine. Mâine e revelionul, trebuie să răbdăm până mâine. Păi de unde știu eu că e mâine revelion? Dacă nu e mâine. Cum să nu fie mâine? E trecut în program că mâine e revelionul. E trecut în program, că ăștia nu știu cum modifică programul. Ieri au anunțat că e film porno și a fost căsătorie în direct. Și unde vezi tu modificarea? Adică da, iată-mă, Maria. Maria, da, poți să iau și o bucățică? Nu, boier, mă, frate, las-o acolo. Tu știi că țara e săracă, tu ai de toate, ești boier, ai bucate, ai de toate și vrei să mănânci și... Da, nu, ajutați-mă că n-am nimic, sunt ciung, sunt fără mâină, sunt orb, Maria, da, uite, ajută-mă. O, păi în cazul ăsta să-i scurtăm suferința, săracul. Acestui orb a început să-i crească picioarele, mâinile și... Și văd, Maria ta, uite, văd. Băi, ormoflea, lasă mâncare acolo. Da, Maria. Nu-ți e rușine. Da. Mâncarea e din ce în ce mai puțină. Toți țăranii suferă de foame. Tu ce recoltă ai făcut în toamna asta? 100 de tone, Maria ta. 100 de tone. Și la țăranii care ți-au muncit-o, ți-au adus-o acasă, da, le-ai dat ceva? Le-am dat bună ziua, Maria ta. Să zică mersi că uneori sunt aiurit, nici nu-i bag în seama. Ia imaginează-ți tu, boier moflea, cum sărbătoresc ei săracii în căsuțele lor revelionul. Cum să sărbătorească, Maria ta? Numără, 5, 4, 3, 2, 1, Adică numără secundele până la anul nou. Nu, numără câți mai apucă din ei anul nou. 5, 4, 3, 2, 1, De ce vremuri. Era. Mai ții minte, boier moflea? Ce revelioane erau altă dată. Erau revelioane. Cum da. 20 de ani, când eram noi doi boieri tineri. Ce revelion frumos, da. Și a doua zi pe mine m-au uns voievod. Ce revelion urât. Sau acu 2 ani de revelion, când ne plăcea la amândoi de aceeași gagică. Ce revelion frumos, ba. Dar eu ți-am lăsat-o ție pentru că mi se părea mie ceva dubios la ea. Ce revelion urât fi la la dragul meu. M-am gândit ca acum de sărbători, da, Maria, să nu mai mânca. Bine, Maria. Să dau câteva legi pentru țară, să o ducă și oamenii mai bine. Scrie. Poți să scriu cu copanul. Gura, da, scrie. Scrie așa. Da. Toți românii nu vor mai plăti impozite. Așa. Cu excepția... celor care trăiesc. Nu, voi ermoflea, cu excepția celor care fură mâncarea lui Vodă. Am luat-o ca contra greutate, Maria ta, adică... Sunt mai slab ca Frankfurt, Maria ta, mă trage curentul, uite. Lasă mâncarea acolo. Da, Maria. Scrie. Scriu. Vom deschide porțile pușcăriilor. Așa? Ca să intre toți românii. Nu! Ca să eliberăm toți deținuții. A? Cu excepția... Da. Fiți are excepțiile ale dracului, acum și mă dau. Atunci, lasă toți deținuții liberi și o să vă conducă țara hoții, na. Ho, că mai sunt 500 de ani până atunci. A, da, scuză-mă. Scrie. Scriu. Femeile care vor naște mai mult de 4 copii, așa, se vor numi... incubatoare. Nu? Mame eroine. Mame eroine. Vor primi către 100 de galben pentru fiecare copil născut. Mișto. Este chestia asta este valabil și pentru nevasta matale? Poftim? E cu 100 de galben, e valabil pentru nevasta matale? De ce? Lasă-mi mie un an și te umplu de bani. Boier, mă vrea. Da, mă vrea.
Nu-ți e rușine? Nu prea. Băi, Ermofla, mi s-a cam făcut foame. Nu știu ce să facem. Să cășunăm acum pe mâncare sau să așteptăm până la revelion? Trebuie să așteptăm, Măria ta. Nu neapărat să așteptăm. E păcat să nu așteptăm, Măria. Știu că așa ar fi frumos, dar măcar o bucățică dacă am luat și noi, mă gândesc că n-ar fi... Unde-i mâncarea, băi, Ermofla? Au mâncat-o cameramanii, Măria ta. Să... Tu știi ce să furăm buftea? Fură ăștia tot, pe cuvântul meu. Uite, a mai rămas o prăjitură, Măria, dar uite, jumate pentru mine și jumate pentru mine. Nu ți-e rușine să molfăi tot, boier Moflea? Ce mai mâncăm acum? Scoate mâncare. Tu ai mâncat-o, nu? N-am mâncat eu, Măria, dar pe cuvântul meu. Dar unde e mâncarea de aici, de pe masă? Păi, puiul a mâncat salata, porcul a mâncat puiul și vita a mâncat porcul. S-a dus puiul, salata, porcul a mâncat puiul și Vita a mâncat porcul. Da. Păi trebuia să rămână Vita. Da. Unde-i Vita? M-ai strigat, iubitule! Nu te-am strigat eu, ăsta te-a strigat. Adică, da. Boier Moflea, da. Măsoară-ți cuvintele. Am ruleta al pentru ele, Măria, dar uite. 10 centimetri gheață la mal. Bă. Ce bine arăți astăzi, iubite. A. Cu ce mă îmbrac de revelion? Cu ce vrei tu? Vreau să am cea mai frumoasă soție. A, în cazul ăsta caută alta. Rochia asta e frumoasă? Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Conținutul e nașpa. Dar lanțul ăsta de la gât nu te prea reprezintă. Vai, pe atunci spune-mi ce să-mi pun de gât ca să fiu eu însă-mi? Îmi spun eu, o zgardă. Caută colierul de perle pe care ți l-am adus din India. Ah, da. Este în odaia în care dorm, da. Adică în iezle. Ce, mă? Yes, lady. Of course, lady. Of course. Anul ăsta de revelion vreau să-ți fac o mare surpriză. Vom petrece revelionul în viitor. Du-te și pune pe tine ce crezi că e mai bun. Adică pe mine. Poftim? Adică pe mine nu mai e cu matale, Măria ta. Adică ne-ai păcat. Te iau, băi Ermofla, te iau. Vom merge în anul 2001 să facem revelionul. Păi și cum ajungem noi în 2001? Nu-ți face probleme. Săpăm un tunel din feudalism până în protevism. Da. E prea mult de muncă, Măria ta. Mai bine să sape ei și aducem pe noi, pe ei încoace. Aducem anul 2002 în feudalism. A, nu vezi că vorbești prostii, nu se poate așa ceva. Cum să aduci viitorul în trecut? Nu se poate. Măria, da, uiți o vorbă celebră a lui Vacanța Mare. În televiziune se poate orice. Hai, bă, bagă-le-a. Muzica, trece în partea asta, hai. Ce-i cu ăștia, băi, Ermofla? Lasă că spun eu pe om. Treci, du-te în partea asta, scute. Asta se numește schimbare de design, Măria, da. Auzi? Băgă-ci. Dar băieții ăștia cine sunt? Păi eu știu cine sunt de la recuzită. Nu fac ce un bani, nu de asta sunt plătiți. Și băi, ăștia de la Râset, voi de ce n-aplaudați? Că e final de episod, de asta vă plătesc. Hai, aplauze, hai! Ne vedem mâine! Să vedeți atunci ce are de lume. Ce are, mă? Băi, Ermofla! Poruncă, Doamne! Cât e ceasul? 11:30, Măria, dar 11:30. Te-am întrebat acum 3 ore, mi-ai spus că e tot 11:30. Da, Măria, dar eu când nu mă uit la ceas, îi scot bateriile să nu se consume, Măria, dar... Este sărăcie foarte mare în țară, Măria, dar... Sărăcie mare. Mare sărăcie, boier, mă, mare sărăcie, Măria, dar... Stau și mă întreb, cum de n-am mai câștigat o bătălie de nu știu cât timp? Păi, Măria, dar din cauza sărăciei, să știi, soldații noștri nu mai au bani să-și cumpere decât mânerul de la sabie, atâta, Măria, dar... Ia uite, Măria, dar să moară mama, ce ungheră ți-ai tras! Da.
Hai, înțeleg că n-au putut să-și cumpere săbii, dar să-și fi cumpărat arcuri, săgeți. Cum, Maria ta, că s-a făcut 2 dolari o săgeată, Maria ta? Îți dai seama? 300 de mii de turci egal 600 de mii de dolari, Maria ta. Bani blocați în bancă, Maria ta, îți dai seama? Maria ta, sunt aici, Maria ta. Îți dai seama? 600 de mii de dolari puși în bancă cu 5% dobândă egal 30 de mii de dolari pe an îi băgăm la FNI, Maria ta. Îți dai seama? Bine, înțeleg, n-au avut bani de săgeți, dar puteau să-i măcelărească cu tunurile, să-i tragă în țapă. Nu mai avem, Maria ta, parcă nu știi cum e românul, mai trage un tun, mai trage o țapă. Cum stăm cu recolta pe anul ăsta, Boiermuflea? Nașpa, Maria ta, nașpa, rău de tot. Îți dai seama că jumate am dat-o la export și jumate au furat-o ciorile, Maria ta. Ce glumești, Boiermuflea, cât poate să fură cioară? Păi depinde dacă vine cu căruța, cu piranda și cu 5-6 puradei, o tonă pe zi. Mă mir, uite, țările vecine ne-au promis că ne trimit ajutoare. Da, rușii deja ne-au trimis, Maria ta. Zău? Da, în mamele noastre. Și ungurii ziceau că ne dau? Da, dar nu pot să spun pe postul de televiziune ce ne dau, Maria ta. Da. Să știi, Maria ta, că n-ar trebui să fii supărat pe unguri, Maria ta, pentru că ne-au ajutat la porumba ăsta, Maria ta. Zău, cum așa? Dacă nu ne luau Ardealul, îți dai seama cât porumba aveam de cules anul ăsta, Maria ta? Ne stresam de la atâta oboseală, Maria ta. Eram foarte obosit, Maria ta. Eu stau și mă întreb, populația, cetățenii, ce mănâncă, Boiermufle? Semi-mămăligă, Maria ta. Cum e aia? Cum? Adică în loc de apă și mălai pun numai apă, Maria ta. Ce să mă fac de atâta stres? Auzi? Da, Maria ta. Dă-le din magazinele noastre câțiva saci de ciofi. Păi, dar cum să le dau, Maria ta, că magazinele noastre sunt porno, Maria ta? Adică sunt goale, Maria ta. Uite, sună la magazie, la 8989, să zici ce să spune. Sunt goale, sunt fierbinte. Bancuri proaste, Maria ta. Da, Maria ta, da. Vieții oameni, cum de nu mor, cum de mai trăiesc, Boiermuflea? Sunt aici, Maria ta. Le-am dat 20.000 de saci de porumb, Maria ta. 20.000 de saci și nu s-au săturat? Păi nu, că le-am adus goi, Maria ta, adică nu am știut că trebuie să-i aducem jos, Maria. Cum mai rezistă ăștia? Nu-și mai permite lumea să moară pe sărăcia asta, Maria ta. S-a scumpit coliva, s-au scumpit crucile, Maria ta. Până și groparii, îți dai seama, nu mai muncesc de gălbejiști ce sunt, decât să sape grop, mai bine sapă movile, Maria ta. Păi cum așa? Păi cum, este mai ușor să sapi în sus decât să sapi în jos, Maria ta. Zău? Da, Maria ta. Înseamnă că turnurile alea de acolo... Nu sunt turnuri, Maria ta, alea sunt fântâni. Mare sărăcie, mare sărăcie. Da, Maria ta, și pe noi ne-a afectat, pe cuvânt. Dacă mă vezi mergând așa mai crăcănat, eu trebuia să am calul între picioare, dar mi l-au mâncat țăranii, Maria ta. Știi ce să le facem? Apropo, câți cai mai avem? 4 cai, Maria ta. Să ai grijă de ei ca de ochii din cap? Cum să nu, Maria ta? I-am pus în lada asta lângă pion și ture, Maria ta. Ne-am nenorocit, Boiermuflea. Așa ai fost toată viața, Maria ta. Poftim? Nu, delirez, de la foame, Maria ta. Mi-e o foame. N-am mai mâncat de câte ceas? Câte ceas, Maria ta? E 11:30. N-am mai mâncat de la 11:25, Maria ta, îți dai seama. Un mare lucru, 5 minute. Păi nu 5 minute, de la 11:25 anul trecut, Maria ta. Așa și eu, n-am mai mâncat de ieri, încât am fost ieri. În 14, Maria ta. În 14, deci azi suntem în 15. Suntem în 19, Maria ta, că am mâncat eu 3 pagini de la calendar, Maria ta. Băi, Ermofla, te rog, eu nu mai vorbi de mâncare, că deja mi se face. Tac, Maria ta, tac, dar mă gândeam ce bun ar fi fost acum un miel în aspic cu niște jambon, așa, să spârie prin gură, așa. Să termină! Termin, Maria ta, dar mă gândeam că mai bine îl terminam împreună, dacă luai și matale un copan de gura! La gura! Gura, gura, Maria ta. Gura mare deschisă, să intre copanele alea, să așa să scurgă. Te bat, Băi, Ermofla. Bate-mă ca pe șnițelele alea din tigaie să mă bat, Maria. Să sfârie șnițelul dacă... Te umflu! Umflă-mă ca pe cârnaț, Maria ta, uite așa. Să fie cârnatul. Boiermuflea, te sparg! Ca pe o ceapă, Maria ta, cu jumări, ceapă cu jumări. Termină că-ți crăp capul! Nu mi-l crăpa capul, că să văd creierii și aia zbun pane, Maria ta. Îți dai seama cum ar scrie. Niște... Dacă mai scoți un sigur cuvânt? Da, da, Maria ta, tac. Maria ta! Maria ta! O goangă, Maria ta! Ține-i calea! O goangă! Ține-i calea! Ține-i goangă! Ține-i goangă! Ha! 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 Ha!
să mă mănânc. Eu mănânc partea mai crocantă, care îmi place mie. Nu, eu mănânc pe aia crocantă. Tu, dacă vrei, mănânci burta, atât. Ce? Păi da, eu am prins-o. Și eu am ținut calea, lasă-mă în pace. Dacă nu-mi dai partea crocantă, da, te tai. Ce idee de bună, pui, 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 nu, pui. Nu, să nu mă mănânci, măria ta, că sunt stricat, pe cuvântul meu. Te-l mai stricat, zice, t-aduc de mâncare, eu t-aduc de mâncare. Dacă nu mi-aduci de mâncare, te tai și te prăjesc. Nu, nu, măria ta, te-o aduc de mâncare imediat. De unde mâncare? Că n-au de unde să găsească niciunii mâncare. Bine că n-a văzut perna că trebuia să o împart cu el. Măria ta, masa este servită, măria ta. Da, buiermofle, da, ce meniu avem astăzi? Rață pe varsă, iepuri umplut și plăcintă cu brânză, măria ta. Tu vorbești serios? Da, măria ta, uite-te aici. Rață pe varză, se pune un chil de varză, se bagă rața la cuptor, la foc mic. O fi bună? Da, e bună, măria. Nu i-am pus sare, că știam că ții regim, măria ta. Măria ta, pot să gust și eu, te rog frumos, din plăcinta asta puțin? Nu, nu pe aia mare, eu pe mică. Da, pe îmi permite, măria ta, să întind și eu un foaia cu ketchup. Hai, bagă. Mulțumesc frumos. Măria ta, vin turcii, măria ta. Sper că nu-i aduci la masă. Ba da, măria ta, câte unul, câte unul. Este la kebab, ăla așa urma. Ăla kebab, ăla așa urma. Deci, kebab, ta urma. Da-te, vreau să mănânc ceva. Fie dacă mă oftic, mă, tu știi ce bătălie mișto am pierdut, mă, mamă, mamă. Dacă știam că este așa mișto și că bata ai noștri, mă duceam și eu, pe cuvântul meu. Cazul ăsta, dacă mă duceam eu, vă dați seama, mă umpleam de decorații. Era erou Moflea, mareșal Moflea, Moflea căsăpitorul. Ce frumos sună așa, Moflea căsăpitorul. Dar poate n-o fi văzut vodă că n-am fost la bătălie și dă și mie un certificat de erou. Măria ta? Măria ta? Măria ta? Mor, boier, moflea. Nicio problemă, asta se rezolvă, măria ta. Nu e absolut nicio problemă. Dar te rog eu frumos să-mi dai și mie certificat de erou, că eu am fost acolo la bătălie, nu mai văzut matale, dar eram în miezul bătăliei, eram acoperit de coajă și nu mai văzut, măria ta. Deci, certificat de erou, atâta vreau, atâta. Dacă te duceai la bătălie, trebuia să fii rănit ca mine. Măria, da, eroii nu se rănesc, numai proștii se rănesc, Măria. Cum adică numai proștii? Nu, n-ai înțeles bine, numai proștii vorbesc eu, Măria, da, adică... Ai urez de la rană, au rana! Te-au rănit, da, rău. Unde? Între picioare mi-au tăiat calul, Măria, da, uite. Calul. E varză calul, nu vezi că am venit pe jos, Măria. Au calul meu, au. Au. Mor, boier, moflea. În 5 minute mă curăți. Da, bă, al dracu, dar grăbit mai ești, pe cuvântul meu de onoare. Măcar 10-15 minute să-mi scrii și mie acolo certificatul ăla de erou și părbă, du-te. Bine. Da. Fie, da. Hai, scrie-l și dă să-l semnez. L-am scris imediat, Măria, da, adică nu mi-am dat. Citește-mi-l. Nici o vreo. Deci, eu vădă voievod, actualmente mort, o să... Păi nu sunt mort, nu vezi că-s viu. Da, ăsta este valabil de mâine, deci e corect, așa, Măria. Consemnez aici faptele de vitejie al lui Boier Moflea în luptele cu turcii. Dar ne-am bătut cu tătarii. Tăiem, scriem tătarii, nicio problemă. Din 20.000 de tătari, matale, câți ai omorât? Cam 1.000. 19.000 au omorât Boier Moflea. Păi 5.000 trăiesc, sunt prizonieri. Ne pun o travă, dă-i dracu, contrazicem documentul, Măria ta, adică nu se poate, Măria. O travă, dacă cum mai fi rămas, că ți-am adus de mâncare, Măria ta. Ia, Măria, da, mănâncă, că ești cam oale, să te întărești de tot, Măria, da. Mănâncă, Măria, da, mănâncă. Nu pot să deschid gura. Nici o problemă, unde e levierul? Uitați-vă, țară, cum din cauza unei levieri pierd eu tronul, uite-te.
Boier, moflea. Da, Mariana. Curăță-mi și mie rana de la cap, te rog. Nu am sculele la mine, dar-ți duc capul jos în atelier, Mariana. Ți-l aduc gata curățat. Păi, tragi de capul meu așa, vrei să mor? Nu, nu, Doamne iartă-mă, nu. Doamne iartă-mă că mint. Nu, Doamne iartă-mă, să nu mor, Mariana. Băi, moflea. Da, Mariana. Vezi că jos, da? În șale, da? Am un cuțit înfipt. Da, îl văd, vai săracul de el. Cum să plictisește el fără frățiorii lui mai mari? Nu, nu, schimbăm bandajul. Da, mai bine nu schimb cuțitul, Mariana, că uite, ăsta e și mai mic și mai neotrăvit, Mariana. Băi, moflea, unde ești? Simt că mi-a trupul foc. Firea dracu și la repetiții mersești mai mult, firea dracu. Băi, care aveți, mă, o brichetă să-mi aprind și eu o țigare? Nu fuma, nu fuma de față cu mine că mor. Da? Unde-ți, mă, țigările? Uitați-vă și voi cum din cauza unei țigări pierd tronul țării. Care mai o țigare, că-ți dau bani pe ea, o plătesc? Care? Unde-i bani? Ce cauți, boier, moflea? Bani, Măria ta, să plătesc o țigare. Da? Aola, nu e, nu e buzunarul, e rana mea din burtă. Da. Băi, care ai, mă, o țigare, că-ți dau un apendice pe ea? Ah. Care? Ah, nu e apendice, e splina. Bă, băi, fiți ar burta, dracu, dacă e întuneric și nu vă ce scot. Da, mă, splina. Pune-și tu altă dată, pune să... Ia să iau torță să fac lumină prin burtă pe acolo așa. Boier, moflea. Da, Măria. Ascultă-mă bine. Da, Măria ta, zi. Vino încoa. Da. Dacă mor... A, nu, Măria ta! Nu mă mai speria cu cuvinte de ăștia, auzi, dacă. Stau rău cu mine. Zi-mi, Măria. Dacă mor... Nu, 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 nu. Să lași tronul, da, fiului meu cel mic. Du-te și cheamă-l. Da, Măria, dar este foarte bună ideea să las tronul fiului tău cel mic, căci chiar el singurul care merită trupul și tronul țării. Da, Măria, ta, m-ai chemat, tati? Da, tati, zi-mi. Fiule. Da? Eu sunt pe ducă. E ok până aici, zi. O să-ți rămână ție tronul țării. A, dacă ai ști că de 20 de ani aștept asta, tati! Ce, mă? Păi câți ani ai? Am 5 ani, dar aștept de 4 ori pe an! Fii atent! Da. După moartea mea, da, las poruncă să-l ucizi pe boier moflea. Wow. Tati, dar mai bine nu omor ma tale pe măta! Pe mama! A? Îți las ție tronul, da? Pentru că tu ești cel mai cuminte și mai înțelept dintre fiii mei. Da, da, tati, sunt, dar mă droghez. Ce faci, mă? Nu mă droghez mult, numai când beau și mă duc cu curvele la casino. Că dacă mi-ai da o fisă, aș vinde țara la turci, mă. Mă, tati! A, păi în cazul ăsta o să-i las tronul... Lu' boier moflea! Lu' boier moflea, tati! Lu' boier moflea! Nu, lu' fiul meu cel mare! Bă, dă-te dracu dacă-ți boiesc, maică, mă enervez! Ai zis ceva, fiule? Nu, tati, ți s-au făcut păreri! Du-te și cheamă-l pe fiul meu cel mare! Da, imediat! Da, boșorungule, ce faci, zaci aici, tempuț? Fiule, vreau ca tronul meu să-ți rămână ție. Du-te, mă, că nu mi se spumele mării de tron, că mi se brehăne de mobilierul tău, mă. Fiule, eu sunt pe ducă. O, succes, nu mai aburia ci pe pământ, hai, bagă. Tu ce o să te faci după ce o să mor? O să mă fac muci la tine la pomană, mă! Fiule, nu mai vorbi așa că mă bagi în pământ!
Ce, ia-te fosila, vorbește, că-ți dau una de ță-mi brehă, nebroșorul! Au, boier Moflea, ajutor! Da, măria ta, prințe, nu mai da în măria sa. Dă-te-mă la o parte ca să-l tai să moară familia mea! Prințe, te rog frumos, mai bine taie-mă pe mine decât pe măria sa. Dă-te-mă de aici că vă fac tocană pe amândoi să nebunesc! Ajutor, boier Moflea! Asta mă, că să mă bat cu el, Mariana! Dă-te-o, mă, că mi s-a... Ia-ți palme, palme, Mariana! Pum. Așa! Oh, oh, așa! Oh, oh. Du-te de aici, așa! Te-am salvat, Mariana! Ah, mulțumesc! Salvat! Mulțumesc, boier Moflea! Nici nu știi ce bine mă simt să am un prieten ca tine! Da. Ia uite că deja încep să mă simt mai bine! Ia uite! Ce bine mă simt deja! Mulțumesc, boier Moflea! Acum pot să conduc din nou țara! Măria ta, și cu certificatul meu de erou, cum rămâne? Lasă-mă, data viitoare, dacă vii la luptă, acum n-am ce-ți face. N-ai venit, asta e, data viitoare. Eu am impresia că, de fapt, ăștia e un vis urât de-a luma tale. Nu, mă, m-am făcut bine, pe cuvânt. Nu ești rănit, ia uite câte răni ai! Au! Au! Nu sunt rănit, boier Moflea, pot să conduc! Aoleu, ce răcistite! Unde umbli, boier Moflea? Dubai! Ai fost în Dubai? Dubai pot, băria ta! Dubai pot! Batale? Ce, bă, mă faci batal? Batal ești tu, băi, adibalule! Batale, de unde ai răcit, băria ta? Soția bea! Știu că e alcoolică! Nu, de-a să-i dai! Nu, boier Moflea, de vastă bea, e răcită și ea și bea de răceala. Nu știu de unde a luat ea răceala. Nici eu nu știu, băria ta, că eu am fost deja răcit când eram la ea acasă eu. Nu. Dar tot poporul e răcit, boier Moflea, de la care o fi luat, nu știu. Nu știu, băria ta, am văzut că-s răcit. Tot, băria ta, că e curat pe stradă. Și care e chestia? Că nu înțeleg. Păi umblă gașcă câte 10-15 și cât strănută termină tot praful de pe stradă, băria. Ce ghidiot, boier Moflea. Tu, băi, acum de Crăciun, da. Uite, cupăreasem și eu cadouri pentru toți supușii mei. Da, și bunșerilă, Dubai vine. Dubai vine, ce păcat, băria ta. Ce faci, boier Moflea? Vine, băria ta, Moș Crăciun, am văzut, mă duc să-i deschid, băria ta. Sigur vine? Sigur. Unde l-o fi văzut ăsta, că eu nu văd nici sarie, nici nimic? Oh, 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 oh. Prin amețul fapt de seară, Moș Crăciun, cu trasta goală, a venit pe la mata, ia cutiile și pa, hai. Boș Crăciun, dar nu înțeleg, Boș Crăciun. De obicei, batale vii și aduci cadouri. De ce mi le iei acum? M-am săturat, bă. 1500 de ani tot aduc cadouri. Măcar un an să iau și eu. Hai! Dar stai puțin, Boș Crăciun. Cu ce le cari? Că nu ți-am văzut sania afară. Aici voiam să ajung, băria. Ăsta, tinere. Mi-au furat-o țiganii. Dacă te gândești să-mi dai ceva bani de sponsorizare, trec numele de la firmă și adresa de internet pe sarea cea nouă, www.mariata.ro. Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Ia stai, ia stai, ho, 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 ho! Ho, Moș Crăciun, nu știu de ce am impresia că nu ești Moș Crăciun. Cred că ești altcineva. Ce ți-a venit, Mariata? Cum să fiu boier Moflea? Sunt Moș Crăciun. Zău? Da, Mariata. Ho, 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 ho! De ce ești răcit? Pentru că acolo unde stau eu, în Sahara, sunt minus 50 de grade.
În Sahara sunt plus 50 de grade. Cine ești? Matale, zici plus, eu zic minus. Hai să vorbim în modul să ne împăcăm. Moș Crăciun. Da. Nu mi-ai adus și mie niciun cadou, nimic. N-am, pa. Ho, ho, ho. Gărzi! Ho, 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 ho. Am cadouri, dar nu din astea. Ce ți-am adus? Spune tu! O, păi, ai fost cu minte? Am fost Moș Crăciun. Ai mai tăiat vreun turculeț? Nu. Așa. Ia să spui tu lui moșu o poezie. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit. Da, bă, cadou, că te sparg! Da, da, cadou! Uite, pentru că ai fost cu minte, moșul îți face cadou ăsta. Ce e asta, Moș Crăciun? E o țigară fermecată. Tragi un fum și spui orice doriți. Așa. Mi-a pus dorință să scap de guturai. Hai scăpa de guturai, o să mor de cancer de la țigare. Hai. Bă, tu faci mișto de mine. Mama, această baghetă fermecată. Uite, o iai și transformi cu ea pe cine vrei, în ce vrei tu. Pa. Stai, ho. Păi trebuie să o verific. Merge. Dacă nu merge, stai gâtul. Merge. Să te transform eu pe tine în cal. Nu, Maria, dacă e păcat că mă baleg pe covoare, Maria, da. Încearcă-n altceva. Atunci să te transform eu pe tine în pisică. N-am cum să fiu pisică. Ia uite, nu merge, stai gâtul. Nu, e miau, 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 miorlau. Ia uite, bă, că merge. Ce pisică frumoasă. Ia să-i dăm noi la pisicuță să mănânce miau. Un șoricel. Miau. Uite un șoricel. Miau, miaș, miau, 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 miau. Bun șoricel. Miau, așa, 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 bravo. Ce-mi place mie bagheta asta. Normal că îți place și mie mi-ar plăcea, Maria, dar dă-o să mănânc eu bagheta, mănâncă batale șoricel. N-a puțin. Da, bagheta, bă, nu ți-e rușine. Ho, 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 ho. Ho? În ce să te mai transform eu pe tine? Păi transformă-mă în domnitorul Valahiei, în liderul națiunilor, în împăratul tuturor, orice. Păi și eu ce mai fac? M-am gândit, te transformi în japonez și pe mine în cuțit de harakiri. Ia, stai așa. Ia uite! Boier Moflea! Nu, Maria, eroare. Eu sunt Moș Crăciun, matale m-ai transformat cu bagheta în Boier Moflea. Păi stai puțin. Da. Nici nu te-am atins cu bagheta. Este baghetă cu telecomandă, Maria ta. Zăf, ia stai puțin, dacă nu e cu telecomandă, stai capul. Nu, e cu telecomandă. Ia să vedem. Play. FFV. Stop. Rev. Stop! Da, bui cu telecomandă. Ia să te transform eu pe tine la loc în Moș Crăciun. Nu merge. S-au terminat bateriile, Maria, da. S-au terminat. Mamă. Am plecat, Maria, da? Stai puțin. Ce fac eu acum cu doi Boier Moflea? Da. Pe unul dintre ei trebuie să-l tai. Da, omoară-l pe ălălalt. Pe ălălalt, ălălalt. Pe ălălalt? Da, Maria. Du-te și cheamă-l aici. Da, Maria, da. Du-te și cheamă-l să-i văd eu pe amândoi aici. Mi-a spus Moș Crăciun că m-a chemat, Măriela. Da, Boier Moflea, te-am chemat. Du-te și ia-l și pe Moș Crăciun ca să vă văd pe amândoi. Nu pot, e la WC-ul, Măriela. Și adă-l aici. Nu, e ținut la burtă că a fost frig în Laponia la el și s-a făcut fundul beton. Asta e. De acum încolo, Boier Moflea, tu o să faci pe Moș Crăciun. Cum să fac eu pe Moș? Hai, ia haina pe tine. Nu pot, că dacă are Pureș Crăciun. Ia-o pe tine. Ia-o, Maria, ia-o pe tine, vei fi Moș Crăciun al meu. Bine, Maria, dar să nu mă omori. Nu te omor, fii atent ce trebuie să faci. Da, Maria. Hai să învățăm un cântecel mai întâi. Îl învățăm. Moș Crăciun cu barba deasă și cu gâtul retezat. Ia că am venit dor de casă și-a luat sacul și-a plecat. Stai! Stau! Uite! Dă-mi, Maria. Ai aici adresele tuturor copiilor. Da. Te duci la fiecare copil și îi dai câte un cadou. Ai înțeles? Până dimineața să nu te întorci că stai gâtul. Da, stai gâtul. Ce zici?
Nu mă duc la niciun copil că răcesc, mi-e frig. Ia sania mea și du-te. Nu mă duc. Până dimineața să nu te prind pe aici. Ia uite la el. Măcar o dată în viață să fie și el util, să facă ceva. Ho, 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 ho. Oh, oh, oh. Oh. Ce-am vorbit eu cu tine, boier mofla, să nu te întorci până dimineață? Mișcă-te! Oh, oh, oh. Mișcă-te odată, ieși! Așa te porți cu Moș Crăciun. Aoleu, iartă-mă, Moș Crăciun. Am venit să-ți aduc cadouri, dar dacă ai dat în mine, la revedere. Iartă-mă, fac orice. Am crezut că e boier mofla, iartă-mă, Moș Crăciun. Faci orice. Orice. Bag 100 de flotări. Da, 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 da. Una, două. Jingle bell, jingle bell. Cine-i moșichel? Jingle bell. 89, 90. Vezi? M-ai încurcat. Iau de la capăt. Oh. 89. Jingle bell, jingle bell, cine-i moșichel? 89, 90, jingle bell, jingle bell. Cine-i moșichel? Jingle bell, jingle bell. Excelența voastră, chemat înăuntru Valahia delegația. Ioi și uitat ei. M-a așteptat de mult. De 2 ani. Ce mai? Au! Să vină vodă, voievod, și sluga sa moflea. Sluga ai? De nu ți-o-i fureau cizmele când plec. Este rechișelec fere zegele. Este chiarefșatesc mai ales vinerea, na? Boier mofla? Da. Știi maghiară? Nu știu, Maria ta, dar precis asta trebuia să-i răspund, Maria ta. Păi, tu nu te uiți la el ce față are de om care s-a castrat în ușile de la lift? Uite-te la el. Zi repede că n-am timp. Excelența voastră, așa cum bine știți, intențiile turcilor de a ataca Budapesta se reflectă... Timpul a expirat, la revedere. Dar, excelență, vin tocmai din Valahia special... N-am timp, țărane. Dar stau de doi... Afară! Maria ta, nu te mai umili, nu vezi ce față de poponar are, hai. Poponicche! Poponicche! Ia, e gerege, gerege. Ei, poponicche, aia. Atașcuta. Ne. Atașcuta, da. Voda, ghișcata. No, voda baci, poponicche. Voda baci. Voda, poponicche. Poponicche. Ei, luați loc, luați loc. Ioi, fursec, fursec. Ioi, fursec. Și ei zis, mă, de să poartă așa bine cu noi deodată. Nimic, Maria ta, nu i-a spus că ești obosit de pe drum și chiar te-a invitat să stai aici la el, să dormi, că n-are decât un singur pat cu el, dacă vrei, mă, dar... Ce? Eu cu ăsta în pat? Da. Niciodată! Nu e nicio problemă, dacă nu vrei în pat, are baie pe aici, pe canapea, dacă vrei, mă, dar... Nu e problemă, totul e să dormi, da. E gata? Da. Imediat îl conving și... Maria, dar nu ți-e cald? Ce? Ce faci? Ce faci, boier mofla? Pentru binele țării, Maria, dar pentru... Lasă-mă! Maria, dar lasă să vadă ungurul ce mușchi puternici ai și ce voievod puternic ai, ca să poată pune pe tine... Ce să pună pe mine? Să pună bază pe tine, Maria, dar să putem crea o alianță. Păi și pantalonii, dacă nu te sute. Ia, Maria! Ești nebun! Ești nebun! Eu sunt nebun, dar Matale ești bun, Maria, dar uite ce spate puternic și... Hai, te rog eu... Ce tot bolborosești acolo, boier mofla? Lasă-mă să plec acasă! Nu, Maria, dacă noi am venit aici ca să ne aliem cu el, să ne unim forțele cu... Altfel nu ne lasă și ne papă turcii, Maria, ta, deci trebuie să ne unim neapărat, Maria, ta, forțele armate. Mă rog! Și ce să fac pentru asta? Trebuie să îl bagi puțin în seamă, înțelegi? Nu ne bagă ăsta în seamă, mă! Bagă în seamă, bagă! Bagă! Ia loc, Maria ta! Trebuie să-i dai ce vrea omul așa, dacă mă... Și mă rog, ce vrea? Poate să... Nu pot eu să explic așa direct chestia. Vă las puțin singur, poate-ți explică el.
Vrea? Du-te. Să nu deranjez. Servus. Cu respect. Trebuie să salut și tabloul împăratului. Cu respect. O să fie o plăcere să lucrez cu dumneata. Și pentru mine la fel. De fapt, lupta este viața mea. Lupta? Dacă vrei să-i spunem lupta. Ai mai luptat? Oleo, zilnic, de la 12 ani. O persoană sau mai multe? Au fost și câte 2000 de turci. Și eu singur, când îi fugăream eu pe ei, când ei pe mine. Și n-a fost istovitor. Aoleo! Când veneam acasă, eram rupt, mergeam ca rața, așa, nu mai puteam. Aoleo! De fapt, ce-ți mai explic eu, dumitale? Știi cum e la luptă? Știu. Vrei să luptăm împreună? Păi de asta am și venit. Dar cum facem? Cum v-ați gândit? Eu m-am gândit la o strategie. Tu cu oastea ta în față. Eu cu oastea mea în spate. Nu e rău, dar din când în când să mai schimbăm, că intervine oboseală, stres, știți cum e la lucru. Da. Stres? Că putem pune muzică. Ce, că n-am auzit ce să punem? Să punem muzică. Mișto, nimeni n-a mai luptat pe muzică până acum, e excelentă ideea. Excelență, mi-a făcut plăcere, luați-vă fundul de pe asta, așa, ne vedem peste 2 luni la Câmpia Mierlei. 2 luni? 2 luni, da. Păi... De ce? Vreți acum? Nu, acum nu se poate că eu trebuie să mă pregătesc, să găsesc o strategie de pătrundere, să iau hrană, că durează cel puțin 7-8 zile, vă spun eu. 7-8 zile? Dar eu nu rezist atât. Rezistă, bă! Ce dracu, ești muiere? Dacă vrei tu... Mă rog, ne vedem peste 2 luni la Câmpia Mierlei. Deranjez? Nu, băi, ermoflea, tocmai am terminat. Și cum vi se pare tipul? Cum să mi se pare? Excelent, ne-am înțeles perfect. Asta și contează, să știi, ca și în căsnicie, dacă e înțelegere în domeniul ăsta, pe urmă le rezolvăm pe toate. Mărieta, dar cum merge? Cum merge? Normal, de ce? Așa, eram curios, vă mai întâlniți vreodată? Da, peste 2 luni la Câmpia Mierlei. Da? Perfect, ca să știu să-mi aduc și eu aparatul video să arăt Europei cum a scăpat Bodă țara de turci. De ce nu? Poți să-l aduci, poți să faci un film cu mine. Da. Și o să-l intitulez Poponișche Voievod. Ce e, Maria? Sigur, Poponișche Voievod. Sună frumos, așa. Ce e aia, Poponișche? Ce e aia? Da, Mariata, eu am fost cu ideea. Pune-mă general, Mariata. Da, Mariata. General te pun. Da, Mariata. Prietene. De puțin. Zici că nu poți aștepta 2 luni. Nu pot. E, ți-l las pe generalul Moflea să te lupți cu el. 2 luni de zile, noapte de noapte, succes! Maria, da, nu mă lăsa cu ăsta, te rog frumos! Poponișche! Nu, Maria, eu zic să-l legăm pe Vodă și să-l predăm la turci.
mai bine să-l înnecăm în Dunăre. Eu zic că trebuie să fim mai miloși și să-i facem masaj cu buldozerul. Să-i scoatem macele. Așa. Să trăiești, Maria ta. La fel să trăiți și voi. Mulțumim, mulțumim, Maria ta. Știți de ce v-am chemat, nu? Păi să ne mărești averile, nu? Să ne dai aur, Maria ta. Da. Să ne ridici în ștreang, în gang, în rang. Da. Unul dintre voi trei este trădător. Nu, n-are cine, n-are. Dacă nu spuneți cine e ăla, vă tai pe toți trei. Găsim noi trădătorul imediat. Fiți atenți ce s-a întâmplat. Transportul cu bani destinat oștirii a fost atacat de către turci, tătari și poloni. Noroc. Sănătate, Maria. Noroc că nu au luat nimic din bani. Ah, da. Ce mă bucur că nu au luat. Era mama lor la dracu de proști care l-a mai dat vreun pont. Întrebarea mea este, de unde au aflat turcii, tătarii și polonii despre transportul secret? Din ziare. Sigur, Maria ta, de la știrile lui Esca, sigur. Maria ta, de pe internet. Este acolo o pagină cu www.atacattransporturispeciale.ro. Dacă intri pe pagina noastră, nu uita să ne votezi în top 100, Maria ta. Vă spun eu de unde au aflat. Boier Stroie, săptămâna trecută ai fost la tătari. Maria ta, am avut bilet prin sindicat. Băi, de ăștia termale, știi? O minune, auzi? Uite, așa-ți crește un smocolan, nu mai ai treabă toată viața de... Da. Boier Mihnea, săptămâna trecută ai fost la Poloni. Maria ta, am reprezentat țara la un festival internațional de folclor. Am luat și diplomă, Maria ta. Am luat locul întâi cu ansamblul Ornitorincii din Carpați. Extraordinar. Iar tu, Boier Moflea, săptămâna trecută ai fost la turci. La meci, Maria ta. A jucat Galatasaray. Da? Da. Cât a fost scorul? Galata l-a bătut pe Sarai cu 2-0. Mințiți cu toții! A fost 3-0, dar un gol din offside. Se vede pe casetă, Maria. Și tu m-ai mințit? Te-am mințit, Maria ta. N-am fost la băi termale. Am fost la băi cu sulf. Maria ta? Maria ta, și eu te-am mințit. N-am luat locul întâi. Am luat locul doi, pentru că locul întâi, cine credeți că a luat? Marcel Pavel și Monica Angel! Bravo. Bravo. Altă faptă țin să vă comunic. Azi noapte pe ulița cetății, cineva, nu știu cine, a încercat să-mi violeze soția. Ce n-ai, Maria ta, nu se poate. Care crezi că dintre noi și-ar risca viața și averea ca să violeze o... cum i-ai zis, mă, ălia? Așpet. Hapciu politică. Parcă era din două cuvinte. Broască isterică. Cloșniță expirată. O chestie de asta, nu, Maria. Ia să vedem noi. Boier Moflea, unde ai fost tu azi noapte între 10 și 12? Am sărbătorit ora 11, Maria ta. Ai martori? Aduc mâine 200, că s-au ieftinit, Maria ta. Boier Stroie, ce ai făcut azi noapte între 10 și 12? M-am uitat la televizor. Nu există televizoare în feudalism. Da? Și eu mi-am băgat cablu ca prostul, Maria ta. Boier Mihnea? De ce mă întreb, Maria ta? N-am fost amândoi la bordel la seară? Boier Mihnea! Ce te-a întrebat cineva ceva? Tăi-și dracu din gură! O să fie foarte ușor să-l găsim pe infractor, pentru că soția mea a smuls lanțul de la gât. Da, Maria ta, o să rogi pe soția ma tare dacă îl vede pe infractor să-i dea lanțul înapoi, că e moștenire de la bunicul său Mofle, acel bătrân.
În toiul luptei, soția mea l-a mușcat pe agresor de ureche. Alo, da, te sun eu mai târziu, dar sunt în filmări acum, da, da, da. Maria, da, era bolnavă soția mea tale. De ce? Să știu dacă îi spun agresorului să-și facă antirabic. Și în ultimă instanță, soția mea l-a lovit pe agresor cu poșeta în bărbăție. Dacă aflați ceva, să-mi spuneți, sunteți liberi. Da, Maria, să trăiți. Da. De ce merge așa, boier moflea? Căutam limbile de la ceas, Maria ta, adică sunt... Dar tu n-ai ceas, boier moflea. Ce să fac cu ceasul dacă n-are limbi? Normal, Maria ta. Uite, da. Îți dau ceasul meu, poftim. O, mulțumesc, Maria ta. Dar nu mai merge așa, mergi drept. Păi, trebuie să fac mătănii să-ți mulțumesc că mi-ai dat ceasul, Maria ta. Ia stai puțin jos. Da, boier moflea, în tine am toată încrederea. Da. Spune-mi cine m-a trădat. Ăia doi. Cum îi crezi pe... Cum să crezi că ăla s-a dus la băi, la tătari, când ăia au jacuzzi, Maria ta? Și ălălalt să spună că s-a dus la festival de muzică populară la Poloni, când încă nici nu s-a născut Marioara Murărescu, Maria ta. Dar tu sigur ai fost la meci la turci. Da, Maria ta, a scris și în ziar de mine. Că a scris acolo, mulțimea a fost prezentă în stadion, Maria ta. Bă, unde a scris de tine? Păi eu, mulțumea, eram în mulțime, Maria ta, poza, ți arăt o poză cu poarta stadionului. Pe acolo am intrat și eu, Maria ta. Da? Da. Ce chestie? Și atunci pe nevastă mea cine a atacat-o? Maria ta, eu nu permiteam să atac o femeie îmbrăcată în alb și cu poștă neagră, Maria ta. Adică nu... Fost penibil din partea mea, ce dracu e fi pus în poșeta aia cărămizi, fira la dracu să fie de parte. Auzi, boier moflea. Da, Maria. Unde ți-e lanțul? Pe drujba, acasă. Adică mai tai copaci să... din el... Lanțul de la gât. A, de la gât este unde orice lanț de la croitor, Maria. Să-i pună niște vatelină, mesa de... Vine iarna, să nu răcesc la glicii. Dar lanțul ăsta îl cunoști? De când îl... Că e de vânzare, Maria, da. Deci nu e al tău, nu? Nu e. Și atunci inițialele BM... De unde vin, boier moflea? BM vin... BM de la Bircea cel Mătrân. Sau de la Bădălin Moicu. Bădălin Moicu? Bădălin Moicu. E, când l-ai vedea pe Bădălin Moicu, o să-i dau lanț. Ce zici, Maria ta? Ce zici că n-am auzit? Ce n-ai auzit? Dar ce-ai pățit la ureche, boier moflea? Am ascultat patinajul artistic la radio și mi-a făcut un triplu tulub și mi-a tăiat urechea. Du-te și odihnește-te, du-te. Auzi, dacă o vezi pe nevastă mea, dă-i geanta asta. Nu. Recunosc, eu i-am furat-o, Maria ta, de cuvântul meu să nu faci nimic, Maria ta. Ce ușoare, ce prost a fost că am recunoscut. Maria ta, cum? Nu i-am furat-o eu, ieti. Nu dau și n-am nimic, vezi? Aoleu! Da. Dar ce dezechilibrat ești! Adică... O ureche tăiată și cealaltă nu? Ia vină un copil! Maria, da, te rog frumos! Vină, te rog, nu pe asta, că mă doare! Pe celălalt! Măcar tău!